bună seara și bine ați venit. Distinși invitați, am plăcuta sarcină să deschid acest coloviu dintr-un șir de conferințe și colovii pe tema educației. Ne aflăm azi aici pentru a discuta despre o temă aflată mereu în actualitate și anume școala românească. Că este o problemă de actualitate, o dovedește însăși prezența dumneavoastră în număr mare în această seară. Un binecunoscut filozof creștin din secolul al IV-lea declara că dacă îți iubești copilul, să-i arăți prin educația ce i-o dai. Acesta este și motoul școlii noastre și punctul ei central. Grija pentru educarea copilului, grijă care izvorăște din iubirea sinceră față de el. Școala brâncovenească este o instituție de învățământ autorizată de Ministerul Educației și Cercetării și respectă întocmai programa elaborată de acesta. Inițiativa înființării aparține unei organizații non-profit ce se finanțează din surse proprii. Membrii, simpatizanții și susținătorii școlii nu fac politică. Școala brâncovenească nu este o afacere. Ea încearcă să devină o atitudine. Are drept scop conturarea unei alternative la opinia generală, dar falsă, că așa e la noi, ca la români sau lucru românesc. Bineînțeles, folosite în sens nedorit. Își propune să pună în evidență mai degrabă decât să critique tot ce este mai bun în școala românească, tot ce a fost mai bun în școala românească de-a lungul nesfârșitelor ei prefaceri și reforme. Învățământul românesc se află în situația de a experimenta noi reforme. Nimeni din cei aflați azi la cârma învățământului nu știe care va fi rezultatul și cu atât mai puțin să garanteze că va fi unul bun. Dar cine mai garantează ceva? Noi? Școala brâncovenească, așa înțelegem reforma. Să ne folosim din experiența marilor noștri pedagogi, să păstrăm tradițiile de două ori milenare, să ne cinstim dascării, părinții și neamul, chiar în contextul agresării și diluării acestor noțiuni. Dacă principiile enunțate scapă neimplementate, putem spera că școala românească este salvată. Copiii noștri ne-au pe noi ca părinți, bunici pe părinții noștri și împreună formăm familia românească. Ea nu este cu nimic mai bună, dar nici mai rea decât cele din familia europeană. Fiecare popor se crede că este buricul pământului. Avem deci un pământ cu mii de burice. Pentru noi copiii noștri sunt buricul pământului. Credem în potențialul genetic și intelectual al copiilor noștri și credem în valoarea profesională și morală a dascărilor. De ce n-ar reuși un lucru bun? Prin urmare, școala brâncovenească, ca instituție de învățământ, își propune să facă educație, dar înainte de a o propune altora, se cuvine a începe cu noi. Coloviul cu tema Cine pe cine educă este un prim pas. Pentru aceasta am onoarea de a avea alături pe invitatul nostru special, regizorul Dan Pulic, iar în partea dreaptă se află profesorul universitar Mihai Chircor. Înainte de a-i da posibilitatea invitatului nostru să vorbească, vă amintesc că ați primit fiecare câte un chestionar și cine dorește să adreseze o întrebare invitatului nostru să o scrie pe acel chestionar și la sfârșit o să vin aici și o să îl adresăm. Domnul Dan Pulic, aveți cuvântul. Să două cine vă mulțumesc foarte mult pentru
invitație și pentru creditul acordat. Întotdeauna când îmi dă Dumnezeu ocazia unor asemenea întâlniri, pentru că în ultima instanță este o întâlnire între noi, nu are de a face cu monopolul unei conferințe în care se întâmplă ceva ex-catedra, ci din contră trebuie să aibă toate dimensiunile unei lucrări dinpreună, ca la cuvântul liturghie, liturgos, lucrare dinpreună. Pentru că nimeni dintre noi nu poate să monopolizeze adevărul. Dar îmi aduc aminte de cineva care m-a văzut după un recital de pantomimă și a urcat gâfâind treptele și mi-a zis: Dom'le, ești nemaipomenit, dar matale și vorbești, nu? Așa că acum o să vorbesc, să vedem ce și cum. Mi-a mai zis odată un director de teatru din Chișinău, eram cu recitalul meu acolo, lumea aplauda, urca pe scenă omul, i-a oprit pe oameni din aplauze și le-a zis: iată că te poate spune un român atunci când tașe. Deci tăcerea la român e una de mare calitate. Vedeți dumneavoastră, am o alergie îngrozitoare vis-a-vis de temele astea cu educație și pentru că înseamnă că vine de la educația socialistă care m-a prins și pe mine. Și atunci am încercat așa să o numim cine pe cine educă, pentru că trăim o perioadă categoric de schizofrenie, de confuzie totală, una provocată premeditat și alta făcută natural. Comunitatea europeană ne educă pe noi. Just. În ce măsură comunitatea europeană va primi să fie puțin educată și de noi? În simplu fapt că nu suntem o nulitate a istoriei, ci suntem și noi o entitate. Dacă poate nu există esență mai mare a dimensiunilor creștine a acestui neam decât versurile lui Eminescu, care în fața unui orgoliu imperial, nu-i așa, spunea prin vocea lui Mircea: eu îmi apăr sărăcia și nevoile și neam. Foarte ciudat. Paradoxal că n-a zis că îmi apăr bogăția și confortul și NATO sau o comunitate din asta transnațională. A zis sărăcia. Din câte mi-amintesc eu, Dostoievski spunea că sărăcia nu este egală cu mizerabilitate. Un om, când este sărac, poate să fie de o noblețe și de o frumusețe spirituală extraordinară. Un om, când este mizerabil, este mizerabil. Sigur, sistemele ideologice au încercat să ne mizerabilizeze. Tranziția aceasta de 17 ani nu cred că încearcă să ne mizerabilizeze, ne mizerabilizează prin, cum să spun, cu o naturalețe extraordinară. Apoi, ca să-ți aperi nevoile, este un mare paradox. De regulă, omul vrea să scape de nevoi. Omul caută cât mai mult să se elibereze. Creștinul nu este sadomasochist, să zică: Doamne, dă-mi, Doamne, suferință ca să fiu cât mai aproape. Dar în clipa în care vine nevoia, într-o viziune integrală a vieții, pentru că nevoile pe niciunul nu opăși, nici pe omul sărac, nici pe omul bogat, este una dintre cele mai superbe achiziții de tip creștin ale neamului nostru. Pentru că nevoia face parte din viața noastră. Iar nevoia, vorba lui Paisia Ghioritu, a venit o doamnă care era suferindă și a zis: boala dumneavoastră este fereastră către Dumnezeu. Numai creștinul transfigurează nevoia. Altfel putem suferi biologic la nivel de biologie oricând. Asta nu înseamnă că nu trebuie să faci ceva ca să eradichezi boala. Dar atunci când nu se poate să ajunge la limită și are cu totul și cu totul alt înțeles și nu vorbesc mai de boală, ci de nevoie, ea se transfigurează creștin. Și o să vedeți că nevoia ne ține legați de prezența tainică a lui Dumnezeu. Și a mai spus Eminescu că și apără neamul, sau Mircea cel bătrân.
n-a zis că își apără partidul. A zis neamul. N-a zis nici măcar națiunea. Națiunea a început o revoluție în spate acolo, vedeți că asta e tipic românesc. Păi nu interesează ce facem, e o altă lume. Suntem în paralel. Asta e teatru. Ăștia mici se distrează pentru că ăștia amendează așa ceva. M-ați înțeles? Nenea încearcă să facă ceva și aia nu interesează. Sunt... Avem eu un mașinist la Botoșani care se îmbăta și îmi lua decorul tot timpul pe scenă. Vă dați seama, m-a nebunit. Dumnezeu, eu vorbeam acum și-am luat paharul cu apă. Că zicea, era extraordinar. Și ăla mă educa. Ăștia sunt. Iar ăștia mici nu iert gafele de genul ăsta. A, așa, să ne întoarcem noi la neamul ăsta. Neamul ăsta vor fi mâine ei, cu inteligența asta vie, dezinhibată, extraordinară, care n-au trecut prin pușcăriile astea, mai mult sau mai puțin vizibile. Asta era. Asta e moment mare, doamne. Mai târziu, ați văzut? Să aplaudăm, e moment extraordinar. Este... Dacă am băgat și mie un pui în mână, acum este perfect. Știți că am fost în China, la Pekin, și la opera mare din Pekin, pe acolo. Asta e moment excepțional, e românească treaba. Nu o să o vedeți niciodată, doamne. Asta e prin grija și mila lui Dumnezeu mi s-a dat așa ceva. La Pekin, jucam în opera mare de acolo, 3.000 ceva de locuri, și au pus o firmă din asta tot așa, dar lungă, uriașă, și am început să fac o criză. Jos, nu știu ce aia, că jos comunismul, eu cu Mao, nu, eu sunt... Și chinezii nu-l dădeau jos. Și au venit mașiniștii români, domne, dați-o domne jos, să nu mai văd acolo. Țipam, eram nervos. Și a venit un chinez, dar de ce o dă jos? Domne, nu vreau, domne, să scrie acolo comunism, Mao, trăiască, m-am săturat de inscripții. Și a zis, dar nu scrie așa ceva, scrie trăiască, dar am furit și trupa lui. Sus! Sus! Așa și cu chestia asta, mi-au pus un brand. Mă rog, e organizarea dezorganizată de la noi, așa e extraordinar. De-aia românii improvizează în continuu. Da, dar și în lucrurile astea, presiune că se întrebau ce să facă adineauri. Intrăm peste ăla sau nu intrăm? Da, s-ar vrea și cu așa ceva să scăpăm din istorie, cu toate că ducea neglijență. Dacă era în Germania, era perfect. Bun. De ce am spus cine pe cine învață? E un sentiment foarte ciudat. Am zis, deci Comunitatea Europeană ne învață, nu-i așa? Cine învață? Părinții învață pe elevi, pe copii sau copii au început să învețe pe părinți? Au luat! Nota 10! Cine învață? Profesorii pe elevi sau elevii pe profesori? Foarte interesant, la asta nu m-am gândit în viața mea. E o achiziție nouă, elevii pe elevi. Da. E bine și așa, așa se și întâmplă. De fapt, în ultima instanță, copilașii ăștia au dat un răspuns genial, ce zicea Petrețuța. Excepționalitatea nu se află în profesor, ci în elev. Mi s-a întâmplat, eu sunt elevul maestru de Mrădulescu, era un om de geniu. Nu, 90% nu l-a sezizat. Trebuie să ai o genă în tine, un fel de a fi, ca să-l citești. Ca să te lipești prin afinitate. Iertați-mă, îmi vin în minte imbecilii ăștia care au zis că am căderi mistice. Și eu am zis că iau înălțări laice. Dom'le, cum să le căderi mistice, dom'le, când zice Sfântul Apostol Pavel, parcă a zis-o ieri, învățători, întru Hristos veți avea cu miile. Părinți puțin. Pe distinție este fundamental. Învățătorul poate să-ți dea teorie, noțiuni. Părintele are un cordon umbilical extraordinar. E acea grijă, este acea transmisie, acea contaminare cu grijă extraordinară. De ce Nicolae Iorga spunea că preotul, învățătorul și artistul n-au profesii, ci vocații. Noi dacă vorbim de profesorii din ziua de astăzi, de cei care își fac treaba, ar trebui să vorbim ca despre apostoli. Pentru că în ultima instanță sunt niște oameni umiliți, social.
Breazla este total distrusă, la fel ca și la artiști. Ea este deprimată special ca acești copilași să nu mai aibă repere. Întâi și din neglijență. Ia gândiți-vă, dumneavoastră, ăștia care au puterea din 89 încoace, numai asta le azi lor. Hai să asigurăm învățământul. Un om primitiv nu se poate gândi la așa ceva. O emanație a Comitetului Central PCR nu poate gândi. Sau nici măcar n-aș da vina pe o sorginte politică, ci o anumită specie politică, ca o specie de român cu I din I, care nu gândește decât pe 3 ani pe osul lui. Să știți că în cultură, în învățământ, aceste achiziții sunt latente. Adică ce ai băgat în 1990 în învățământ se vede în anul 2000, în 10 ani. Se va vedea în 20 de ani catastrofa pe care au făcut-o. Eu am văzut în școala românească de teatru cum s-a distrus. Îmi văd colegii pe la telenovele, pe la toate imbecilitățile astea care apar pe acolo. Mari actori între cum se degradează, că n-au din ce să mănânce. Îi văd pe ăștia tineri care n-au niciun fel de pregătire. Niciun fel de pregătire. Deci e făcut bine compotul ăsta. N-au niciun loc unde ei să performeze. Pentru că criza autentică în România nu este numai una financiară. Este a unei rupturi totale între potențialul ăsta de inteligență care este aici și câmpul lor de manifestare. Categoric. O suburbie condusă de niște medievali din ăștia nenorociți, în care pensionarii sunt trimiși la moarte, iar tinerii să sară gardă. Iar clasa medie umilită. Cu toți tinerii cu care m-am întâlnit eu în 36 de țări, n-au fugit din cauza banilor. Și acum, când m-am dus la Londra, la Bruxelles și la Madrid, o să vedeți pe 20 martie filmul Don Quixote în Occident, pe TVR1 la 11:15. Și o să vedeți părerile unor români, mulți profesori universitari, alții studenți bursieri, de o calitate excepțională. N-aveau câmp de manifestare. N-aveau loc unde să se manifeste. Televiziunea română a arătat, sau ProTV, nu mă aduc aminte, vă spun toate astea pentru că toate lucrurile astea fac parte din educație, de anul nou, cum servează românii Revelionul dincolo. A fost o chestie demnă de Fellini, de Antonioni, de ceva scabros. Erau numai marginale ai societății în manele, filmați câte 45 de minute. Adică noi tot buba Europei suntem. N-au filmat tinerii aia, copii, altă specie de români. Eu n-am nimic cu bieții oameni care s-au dus acolo la Căpșun sau vai de capul lor în ce situație sunt. Nu sunt eu pe poziția să judec. Ci eu judec insistența cu care s-a trimis 45 de minute în continuu pe un singur post, ca să mai spun că și celelalte posturi au fost contaminante. Această informație are caracter depresiv asupra noastră tuturor. Ea îți distruge sistemul nervos. Trebuie să te scoate din ceea ce nu este nădejdea. Există o politică după 1990 de inhibiție a poporului român, de stigmatizare. Hoți, prostituate, incapacitate, instabilitate. Să-mi spune și mie procentual de câte ori s-au arătat la televiziune publice sau în presă vestea cea bună, performanța. Ea este marginală. Eu n-am văzut în America așa ceva. Din contră. Există și o critică socială foarte puternică, dar valoarea este foarte bine susținută. Tonusul unui neam este foarte bine susținut. Nu e vorba să faci aici o minciună din asta ușor fetișizantă de tip comunist, să vezi numai de realizările socialiste. Că cine mă aude pe mine acum, un șmecher din ăsta oportunist, zice, ce vrei bă, să te întorci înapoi la lucrurile alea? Și am spus, nu vreau să mă întorc înapoi la lucrurile alea, ci vreau să arăt realitatea, așa cum este. Nu faci mie dumneatale în numele democrației revanșa mitocăniei și a neamului prost. Nu faci dumneata în numele democrației haos din țara asta. Nu faci dumneata mie în numele democrației distrugere de repere. Pentru că a fost o politică de distrugere de repere. În clipa în care, să le luăm pe rând, instaurezi un raport democratic între profesor și elev, dumneata ai distrus ierarhia a unei autorități. Dacă oamenii ăștia ar citi ce spune Sfântul Ioan Gură de Aur, un lucru
repet, iar zic, parcă l-a scris ieri, despre educația copilului. Este un lucru acolo de o finețe pedagogică și de o subtilitate extraordinară. Spune, copilul este ca un oraș care trebuie foarte bine păzit, cu metereze. Are foarte multe porți pe unde răul se poate strecura, urechile. Deci auzul, văzul, pipăitul, ce să nu vadă, ce să audă. Orașul acesta a fost distrus. Orașul acesta trebuie reabilitat cu o altă metodologie, dar în același duh și în același spirit. Nu mai putem proteja. Poate în demersul de astăzi o să ajungem la o discuție pe care, va aduce o dimensiune nouă în a vedea noul peisaj pedagogic și noul peisaj metodologic în toată chestia asta. Sfântul Ioan Gură de Aur spune, spune-i povești creștine. Spune-i povești creștine fără să dai nume. Dacă este copilul mic, nu-i spune numele Sfinților, ca să nu-i obosești sufletul. Fiți atent, extra, mai târziu îi spui. Veneam spre teatru astăzi și o doamnă în taxi m-a recunoscut așa, mi-a zis, domnul Puric, știți, n-am mai ascultat teatrul radiofonic de mult. Este o piesă la teatru extraordinară. Dacă ar asculta oamenii bogați. Și era o piesă, un fel de poveste creștină. Cu un om cu inima împietrită. Și mă gândeam cât de marginală era povestea la un post de radio dimineață pe la ora 9, într-un taxi cu o femeie care conducea și cu altă grijă lucrul ăsta. Și vedeam în ea toate resorturile intime ale neamului românesc. Era sensibilă la așa ceva. Dumnezeu ei, șoferiță de taxi, m-a atenționat pe mine. Și vorbeam în șoaptă dacă vorbeam. Zic, doamnă, nici nu mai vorbesc. Am ascultat povestea până. O asemenea cantitate de informație, să mă ierte Dumnezeu, povestea creștină nu este informație, de trăire creștină asupra copiilor, asupra oamenilor, ar crea un humus, ca să zicem în termenii ăștia, creștin de cea mai bună calitate, de normalitate, de frumusețe. Lucrul ăsta procentual este îngrozitor de mic. Lucrul ăsta este servit accidental, marginal. Un copil care stă tot timpul pe internet, un copil care stă tot timpul pe televizor, categorică suportă o mutație senzorială. Fiul meu, ca să vorbească cu mine, trebuie jumătate de oră ca să mă scaneze. Pentru că el e în virtual. Mutațiile se fac din punct de vedere cultural altfel. Vă dau un exemplu foarte clar. Pentru că eu, întâmplător, am mai crescut vreo 3 generații de tineri actori. Mioriță. Pe un picior de plaie, aia. Toți, sunt cam de aceeași generație sau mai, ceva mai în vârstă, știm că acolo este o chestie fundamentală românească, seninătatea în fața vieții. O să mă întorc imediat la copilul meu și am să vă spun următoarea chestie. Doamna din taxi avea intuiția poporului român, cum a avut-o Simion Mehedinți Soveja. În 1940 acest neam era desfigurat. Academicianul, omul de știință, savantul Simion Mehedinți, creștinul profund, poate cea mai înaltă conștiință creștină dintre intelectuali, făcea o distinție fundamentală. Omul acesta a intuit neamul din interior, nelăsându-se înșelat de către alții. Dumitru Drăghicescu spune în Psihologia poporului român că suntem fataliști. Mihail Ralea spune că suntem atei. Iar marele arheolog Pârvan cade în păcatul de a spune că suntem utilitari. Și îl spune, nici una dintre astea nu ne caracterizează. Discreția creștină. Pentru că dacă ați văzut, și Mircea Vulcănescu vorbește, românul stă într-un fel de, aici e așa, inerție, nepăsare, Vulcănescu zice virtualitate, din când în când iese în istorie. Această lipsă de război confesional, această lipsă de reacție care poate fi pusă pe spatele inerției, este baza unei înțelepciuni extraordinare. Simion Mehedinți a intuit inima acestui neam. Vreau să vă vorbesc
de lecția inversă. Lecția inversă pe care o poate da copilul tatălui și pe care o poate da România comunității europene. Se spune că un tată ateu avea un copil la care ținea ca la ochii din cap și copilul nu putea să doarmă seara. Și atunci el a folosit un fel de truc, așa, de poveste creștină, ca să adormă. Și a zis, dacă nu te culci, uite să știi că dacă te culci, o să visezi pe îngeraș, că îți scriu acolo în carnet toate faptele bune și dacă nu vrei să te culci, ți le scriu pe cele rele. Și copilul așa a făcut ochii mari. Așa și și-a pus capul pe pernă și a încercat să se culce. Și a zis, tata, nu pot. Îi văd cum îmi scriu faptele rele. Și atunci taicăsul a plusat și a zis, du-te și stai în genunchi și roagă-te. Și s-a dus copilul după 5 minute în lacrimi, a zis, nu pot singur, vină lângă mine. Și în clipa aia taxul s-a convertit. E o chemare în genunchi. Fiți foarte atenți că ăștia mici sunt ei programați să ajungă carne de mici 80%. Dar 20% vor da niște informații extraordinare. Important ca noi să nu ne clătinăm. Pentru că cel mai sinistru lucru este să ne vadă clătinați în timp ce ei cresc. Să ne vadă drepți. Să nu ne vadă deznădăjduiți. A zis un domn odată la grădiniță, Doamne, învățați-l orice. Numai nu vreau să-l văd că tremură când îl vede patul, că se îmbogățește necinstit. Să-și vadă de drumul lui. Să nu fie impresionat. Plâng, zice Ioan Gură de Aur. Nu plâng că am pierdut pământuri. Nu plâng că am pierdut talanți. Plâng că am pierdut un suflet. Poporul român este pe cale să pierdă acest suflet. Să plângem că suntem pe cale să pierdem sufletele lor. Este una dintre trezirile creștine cele mai de seamă. Lasă Dumnezeu, au îmbogățit ca nemernici, mafii, gângănii, libărci. Noi avem un lot de crescut. Neamul ăsta nu se va face pe îmbogățiții lui. Neamul ăsta se va face pe această rădăcină de rezistență extraordinară. Spuneam, cum poate să fie? Mai aduceți-mi apă, că mă usuc vorbind. Dar nu mă usuc trăind. Un paradox. Se vorbește de toleranță, nu? Am vorbit de învățătura inversă, de la copil la părinte. Haideți să vorbim puțin de învățătura inversă de la România către comunitatea europeană. Eu am rămas puțin șocat când s-a vorbit de toleranță. Nu întâmplător sunt aici. Presupune că ceva așa din vechime mă aduce, tatăl meu a fost medic 20 de ani. La Cernavoda, mulți ani, mulți ani înainte. Bunicii mei, mocani, au avut pământ în liman. Nu numai eu, că mi-au luat la securitate. Și nu mi-l dau înapoi. I-a zis unui amărât de aici, a zis, bă, vreau să fac tabără internațională pentru România, pentru oameni, dumneavoastră și să mă dobroge. Și mi-a spus găinarul, lasă-l, m-a tras să-mi spui dacă ai acte în regulă. Și nu puteam să-i spun că am acte de la 1870, de la Sultan. În 1877 a început colonizarea acestui pământ. Dobrogea, pământ sfânt, cel mai cosmopolit pământ din România, fără niciun fel de politică a minorităților, cea mai frumoasă coexistență între oameni. Când am venit eu la 5 ani și tatăl meu a intrat aici în moschee, vorbea turcește. Și spunea că are copilul, tatăl meu fiind ortodox. M-a dus să văd. Și eu eram deja infuzionat de această, să mănânc cu baclava, să beau bragă, să
Era o lume cu un metabolism extraordinar. Adică când pleacă trupele turcești în 1877, Carol I face moschea Carol I. Răspunsul, l-am zis și la televizor, primarul din Megidia turc se duce și se ceartă cu Tache Ionescu ca să-i dea bani pentru biserică ortodoxă. Coexistență normală, fiziologică. Și dumneata îmi spui mie să mă înveți de toleranță. Dumneata care face acum primele vocalize de toleranță, vii la mine, popor român, care am o experiență de sute de ani de coexistență și îmi spui dumneata de toleranță, facem politici. Când lucrurile s-au fiziologizat, s-au normalizat. Iată un ascendent pe care trebuie pus pe masă. Asta nu înseamnă că trebuie să respingem, să fim un fel de țâvnoșine din asta regională și să zicem, am zis, ce poate învăța Europa de la noi? Cu mare atenție. Treaba e la voi, băieți, în grădina voastră, nu în grădina mea. Dacă n-ați învățat să trăiți ca oamenii între voi, e o treabă care vă privește. E un paradox. Ce înseamnă într-o țară confuză, lipsită de repere? Primul lucru care mi se pare normal este recâștigarea identității. A-ți câștiga identitatea înseamnă a-ți câștiga autoritatea, să știi cine ești. Este un lucru tulburător pe care se trece când Iisus Hristos se întreabă pe apostol, cine spune lumea că sunt eu? Ce întrebare extraordinară! Și îi spun, unii spun că ești prorocul Ilie, Ieremia, alții. Da. Dar voi, cine spuneți voi că sunt eu? Și Petru spune, tu ești Hristos, Fiul Dumnezeu, nu tu ai grădit, nu sângele și carnea ta, ci Duhul Sfânt, Dumnezeu prin tine. L-a recunoscut. L-a recunoscut, este mitul recunoașterii. Eu vin și întreb, cine spun ei că este România? Un fost ghetou comunist, un ghetou de tranziție, o țară experimentală unde se pot face SMG-uri, PMG-uri, adică plante modificate genetic, OMG-uri, organisme modificate genetic, un coș de gunoi reactiv, experimente. Cine spuneți voi că este România? Iar eu vin și spun, grădina Maicii Domnului. Plecând de la aceste două premize, eu îmi recâștig autoritatea, cea firească, a neamului. Orice discuție de aici încolo este o inutilitate. Nu îmi spui mie, dumneata, cine sunt eu, decât în cazul în care tu mă recunoști. Eu nu pot să vorbesc în termeni minori de țara mea. Treaba ta dacă tu vorbești. De ce nu se ia lucrul acesta extraordinar, cristic, creștin? Dar cine spuneți voi că sunt eu? Cine spuneți voi că este această țară? De aici începe reeducarea. Ca acești copii să știe unde trăiesc, ai cui sunt. Recâștigarea identității în premisa aceasta creștină. Și vine la un moment dat un bărbos, un pletos, la niște pescari profesioniști, cu o experiență extraordinară și întorci de la pescuit și pentru prima oară întorci fără pește. Și bărbosul ăsta de pe mare zice, aruncați plasa mai la adânc. Și râd. Poți să spun urmă, aruncați plasa. Se duc, hai doar să aruncăm. Și scot mai mult pește decât au scos în viața lor. Și atunci cade în genunchi Petru și zice, Doamne, alungă-mă de lângă tine că nu sunt demn. Și zice, ridică-te, Petre, că de acum pescar de oameni ești. Într-o țară ca o pustie. Într-o țară în care nu mai ești nicio perspectivă. Vine unul și spune, aruncați plasa mai la adânc. De ce credeți că Eminescu a zis înapoi la Mușatin? De ce, Domnul? Pentru că simțea nevoia să se revigoreze neamul din vâna voivodală. Dacă discursul ăsta este imprimat și dat pe la Eurosatelit, o să zic că, bă, ăla are excese naționaliste. Și acum, să vă spun care este toată problema.
Joseph de Maistre a spus așa, domne, vis-a-vis de declarația drepturilor omului, eu nu cunosc omul, domn. Eu am văzut francezi, italieni, de la Montesquieu am aflat că pot să fii persan, dar omul așa nu știu. Și varianta autohtonă a lui Petre Țuțea, când a întrebat o doamnă jurnalistă occidentală despre drepturile omului și a zis, Cucoană, eu nu sunt om, eu sunt Petrica lui Mărioara. Această personalizare, persoana către, cu fața către Dumnezeu, nu individul, nu cetățean. Vă dați seama că noi ieșim dintr-o structură artificială și intrăm în alta? Adică ieșim dintr-o structură comunistă, care este total artificială. Total artificială. Se creează o tranziție de 17 ani, un haos, un fel de haimanal ordinar și intrăm în altă structură artificială. Vă gândiți dumneavoastră la noile sentimente de europatriotism? Eurodragoste, ați auzit? Nu, uite, vezi, ne-ai auzit. Am auzit de euro. Sunt lucrări care apare acum în care conștiința trebuie să fie una din nivel european. N-ai cum. Înainte, conștiința era la nivel politic. N-ai cum. Sigur că în orchestrarea asta europeană, din punct de vedere administrativ, sunt niște date, sunt niște lucruri obiective, hai să o facem. Dar fiți foarte atenți. Vorba Sfântului Apostol Pavel și mai presus de toate sufletul. În tot concertul acesta european, francezul rămâne francez, neamțul rămâne neamț, italianul, românul trebuie să rămână român. Dumneata poți să ai pe pașaport scris că ești în Comunitatea Europeană. Foarte bine, este o libertate mult mai mare. Nu mai stai pe la cost, nu te mai umilesc amărâți ei acolo. Foarte bine. Dar tu în sinea ta ești român, ești creștin. Acest lucru este fundamental. Nu există o euroconștiință. Există conștiința neamului tău. Românul în exercițiul ființei sale are cea mai rafinată și cea mai frumoasă atitudine vis-a-vis de ceilalți. La el nu s-a pus problema de libertate religioasă, ci de înțelegere, în sensul în care și Tolstoi spunea că inteligența înseamnă înțelegerea lucrurilor. De aici, lasă-l în legea lui. Câte bordei, atâte obiceiuri. De unde rezultă o iubire creștină către celălalt învăluitoare. S-a răspuns cu această iubire de către românul a dat această iubire. România este ok, dar mă tem că nu poate fi dată cu împrumut unei lumi bolnave. Vorba lui Solzhenitsyn, nu te pot face pe tine bine cu sănătatea mea. Care sunt problemele de boală internă? De sunt niște traume pe care noi toți le-am trăit și le trăim. În timp ce vă spuneam de fiul meu, l-am întrebat, băi, ai învățat pentru treaptă? Era pe computer. Zicea, da, domnule, lasă-mă cu acel băt. Zic, băi, zic, eu disperat, am dat bani la meditație să intre. Da, domnule, lasă-mă. Și disperat, zic, ai învățat Miorița? Știu, domnule, că ciobanii ăia, dă-i încolo, zic. Care cioban, mă? Și mă, ciobanii, domnule, singurul moldovean care am ucis și l-am pușcat școala, l-a omorât școala. El este în sfera utilitară. Eu dacă mă apuc acum la 15 ani și încep să explic de seninătatea ciobanului. De să se uită la mine ca la felul 4. Băi, tu ce vrei de la mine? Un coeficient de inteligență tot am văzut eu, am simțit la el. De așteptat, tot îl aștept. E o perioadă. Pentru că eu, Dan Puric, pot să-i vorbesc acasă de Miorițe cât vreau. Numai când intră în hărmălaia de la școală, unde reperele au fost distruse, este altceva. Și acum eu întreb, care este puterea familiei? Deci înainte familia pregătea pentru școală. Școala pregătea pentru societate. Dar mai nimeni nu mai pregătește pentru nimeni. Pentru că dacă zici, bine domne, pe mine mă interesează specialistul. Pe mine mă interesează școala în care omul să fie specialist, adică tip termită. Duce așa și lucrează acolo. Ăla duce acolo și lucrează. Adică omul instrumentalizat. Pe mine nu mă mai interesează conștiința omului. Îi interesează specialistul.
Și iar mă întorc în istorie, apropo de a arunca sau mai la adânc. Când s-a inaugurat Universitatea din București, Majestatea sa, Carol I, a fost primit acolo și profesorii universitari au spus: Majestate, vom crea specialiști. Și el a zis: nu, să creați caractere. Este extraordinar. Intrăm într-un lucru care devine antagonic. Eu îi vorbesc copilul meu ce înseamnă să aibă caracter, când în societatea noastră avea caracter este o imbecilitate crasă. El vede modelele astea de clonele astea securiste, supra-dopate, cu bani, cu mașini, vede pe taxul că e sărac, muncește, își rupe picioare, familie obosită. El vrea într-un fel să pare vină la toate chestiile astea. Și cu toate acestea, nu deznădăjduiesc. Din când în când îi spun că nu e așa. Și că eu îmi duc cruce. Cu orice risc. Lucrurile astea mai devreme sau mai târziu vor reveni. Aici e puterea lui Dumnezeu, încrederea. Nu putem noi transforma. Este vreme de alunecare. Nu vedeți că ăștia au mutat toboganul invers? A zis că eu am alunecat spre biserică. Nu eu alunecat în partea altă. La mine au băgat toboganul, ci că ăsta a alunecat. Are alunecat. Unde am alunecat, mă? Spre biserică. Și tu unde? Tu, mata, mergi bine pe ciment în partea altă. Adică mi-au băgat mie măța moartă. Eu am alunecat, nu ei. Ei au întors sistemul de referință. Creștinismul ortodox român este o stare de retardare istorică de care trebuie să ne lepădăm, așa, firesc. El nu știe, săracul, că prin asta noi ne-am mântuit și am traversat lagările nenorocite. N-are de unde să știe. El nu l-a trăit, el a consumat alimentar. Pentru el este o religie consumată. Pentru mine este ceva trăit, mântuitor. Eu nu pot să-i vorbesc, că mai degrabă vorbesc cu ăsta de la ochelari, că nu înțelege nimic. Avem experiențe diferite. Luați-l pe un om dintr-un lagăr comunist care a trecut datorită credinței să-i povestească unui tip lui Sartre din Occident, care caviar, avea comunism caviar pe malul Senei, zicea că comunismul este o religie nouă. Puneți-i față în față. Luați un martir al închisurilor comuniste cu un filozof de acolo. Și al nostru nu mai se privească. Atât. Și o să vedeți ce sfințenie are neamul ăsta. Pentru că la un moment dat s-a spus că am interpretat greșit comunismul. Că un popor primitiv, vedeți, tot timpul lucruri care apasă, duc în jos noțiunea de neam, de popor, descurajează. Sunt lucruri care nu sunt făcute întâmplător, sunt făcute premeditat. E un moment de alunecare, e un moment de cădere în care o conștiință adevărată reacționează așa cum a reacționat Arhanghelul Mihai și a zis să luăm aminte. Și din clipa aia, îngerii n-au mai căzut către armata lui Lucifer. Să luăm aminte. Lucrul acesta este unul fundamental. Cum te poziționezi vis-a-vis de Dumnezeu. De aici ies toate metodologiile. Poți să faci, dumneata, toate actele de psihiatrie infantilă sau de pedagogie, câte vrei, dumneata. Dacă te-ai dezlipit de Dumnezeu, e nul. El a spus care sunt eu. N-a zis, găsiți voi mai multe căi. L-au pus pe locul 2 și a zis, mă, găsim noi vreo 5 căi, vă dăm noi. Dar cu riscul vieții voastre. Calini, tovarăși, haide să facem primul cincinal fără Dumnezeu. Și de atunci așa au rămas. Din cincinal în cincinal, dar viața mea se duce. Cui dau eu viața mea? Cui dau eu viața copilului meu? Sigur că putem discuta constatativ la ceea ce se face. Sigur că nu trebuie să făcute radicalisme, le arunci internetul pe fereastră, televizorul, satanizezi. Nu. Atâta timp cât copilul tău este crescut lângă Dumnezeu, mai devreme sau mai târziu se întoarce. Dacă ai șansa de mic să nu ți răpească școala în sensul ei de decădere, nu școala care încă mai rezistă sau societatea, tu poți să-l poziționezi de mic. Tu nu uita să-ți faci datoria de creștin, pentru că mai devreme sau mai târziu este fenomenul de ascultare târzie. Îți va da dreptate. Dă-i șanse să se întoarcă.
Pentru că el va consuma. El este un zid. Toată, nu el. Societatea asta, joggingul ăsta cultural, goana asta informațională, e un... cum să zic, o fugă, o alertă din asta inutilă care nu are niciun fel de identitate. Ei își caută identitatea pe chestia asta și nu o să o găsească niciodată. Sunt numai pe orizontală. Cred că am zis și odată la televizor, m-am întâlnit pe stradă, era o doamnă în vârstă, eu alergam și ea mi-a zis, pui-le ce scrie acolo. Zic, unde mamă? Zic, că-s grăbit, lasă-mă în pace, zic, că n-am timp. Acolo, mamă, uite, fast food, zic, nu, fast food. Și ce înseamnă? Păi zic să mănânci repede. Și măicuța a ridicat ochii așa și mi-a zis, de ce, mamă? Despre asta este vorba și m-a comițit și pe mine, femeia. Mi-a schimbat viteza. Alergam ca imbecilul, devenisem o clonă. Devenisem cu griji. Eram servitor la Teatrul Național București. Alergam ca o termită. De ce, mamă? Mai este și Dumnezeu pe aici, printre noi. Mai... stai o clipă. Mănânci așa ca crocodilul la Discovery. Repede, tot. Tot. Nu vedeți că și la Discovery sunt niște chestii extraordinare. Ești tu mai multe decât știu animalul despre ei. Ați zis? Îți explică cum trăiește crocodilul, cum e. Este extraordinar. Îl agresează, mușcă mai tare. Hai, hai, scuipă, șarpele. Adică e... e n-au chestia asta cu taina. Lasă-l, mă, pe ăla să se bage în bălării. Filmează, dar... păstrează-i taina firii. Am asistat la un simpozion acum de curând despre mediu și toți se plângeau că planeta se prăbușește, că supraîncălzire, normal, ați văzut ce se întâmplă, ați văzut lucruri date. Și la sfârșit m-au pus și pe mine să vorbesc. Eu eram o chestie atipică acolo printre specialiști, vorbește și regizorul Dan Puri. Un fel de vultur mitică între găinile de la Crevedia. Și zic că eu vreau să vă spun că ați fost avertizați de mult. De când au întrebat specialiștii? Din Evanghelie. Zice, Ioan teologul de mult a zis și vor fi semne. Extraordinar. Să vedeți în comentariul lui Ioan Maximovici sau lui Velimirovici. Extraordinar. Vor fi semne. Climaterice. Geografice. Și cele mai importante, soțenia sufletului. Și ce că vom asista la marea deghizare. Diavolul, care ia forme umaniste cu grijă față de om. Avem noi grijă. Vă dăm și drepturi. E administratorul de bloc. Administratorul de bloc și-a extins vocația în dragostea ta. Aveți probleme cu iubita, vă rezolvăm noi. Dom'le, dar raportul meu cu iubita nu este unul, dom'le, de plătit lumina electrică. De împlătit încălzirea, are o taină. O spargem și facem din ea ăla, Big Brother. M-ați înțeles? Filmăm tot. Dumneata nu mai e niciun colțișor. Săraci oameni imbecili s-au dus. Era, uite, vreți să vă mai dau un exemplu de mercenariat? Dansez pentru mamă. E bolnavă. Dă-i, domnule, bani. Nu pune pe ăla să facă, îl umilești. Ești anticreștin total. Îl pui să facă rog, nu lăsa că o știi care pe bunica bolnavă faci. Nu e o crimă. Fă ca mie, eu sunt specialist în chimie. Dacă nu fiți în două zile chimia, îți moare bunica. Nu e o crimă. Îl mutilezi și pe ăla. Dă-mă bani. E o îndepărtare extraordinară. Și le spunea specialiștilor, vedeți? Omul s-a îndepărtat de Dumnezeu. Îndepărtându-se de Dumnezeu, s-a creat acel vid cu natura. Ați mai avut niște specialiști prin anii 65-70 care au tras senarea, dar nu i-ați ascultat nici pe aia. Și ei au fost tot un semn, dar de Dumnezeu. Duceți-vă dumneavoastră cu o comisie de protecția mediului NATO ONU la Muzeul Țăranului Român și veți vedea raportul cu spațiu. Cum își făceau casele țăranii. Să vedeți spațializare perfectă. Vreți să vedeți o monstruozitate? Mergem cu aceeași grupă de oameni la Casa Poporului. E o tumoră uriașă. Am văzut cel mai mare gag din viața mea. Era o femeie serbiu care strângea covorul și a zis, fănuți ia de capătul celălalt. Este extraordinar. Și am vizitat această Casa Poporului, că poate voi filma prin Măgăoaia acolo. Nu știu, care se mirau cum vedeau pe un candelabru. Oh!
Și era un țăran cu părul alb care mergea așa. Senin. Și la sfârșit a zis un dumnezeesc de ce? Bărâne, te-a apucat furiem, de-ai făcut pleașca asta uriașă aici? Există un estetician, Herbert Reed, extraordinar, care vorbea de arhitectura dictatorului. Arhitectura dictatorului este specifică prin închiderea zonelor de lumină, geamuri mici, balcoane mici că se atrași cu mitraliera, fortificații, ziduri groase. Frica se manifestă subconștient. Toți dictatorii, dacă vă uitați în lume, au buncăre. Sau clădirile, sau sistemul arhitectonic este pe sistem buncăr. Blocurile în care noi trăim toți sunt pentru termite, nu pentru oameni. Sunt cutii în care noi trăim. Omul este privat de grădina de acasă, de spațiu verde. Ne-am obișnuit să stăm, ăla își bate nevastă de sub, ăsta de sub ascultă Pro TV, ăla OTV-ul cu Bahmuțanca. Ăsta e o ciorbă uriașă, îngrozitoare, în care noi toți ne omorâm intimitatea. Și stăm așa, ca limbricii, până când a murit Vasile de la Scara 2. Bun. Deci stăm ghetoizați. Nu ne mai dăm seama, ne-am obișnuit. Ne-am obișnuit. Nu mai este copac. Acum au venit ecologiștii să ne învețe. Și uiți că n-aveți grijă de mediu. Păi băi, eu am distrus planeta sau voi. Sigur că în România s-a stricat mentalitatea țăranului român, care avea grijă de natură. Și a venit mentalitatea mitocanului român. Păi dacă voi urcați în tren de la București, la Constanța sau unde vă duceți, nu mai pungi pe deal, pe câmp și sticlă. Asta sigur că e un popor terminat. Când a fost pe Cerna, erau numai sticle aruncate. Primarul adună, dumneata, vezi, dă și tu amende de 35 de milioane. Să vedem dacă mai aruncă ăștia. Adică lucrurile de educație trebuie să reîncepute. Dar ele încep coercitiv. Din punctul ăsta de vedere, cine pe cine educă, mă tem, în sensul bun al cuvântului, că vor trebui să ia lecții din partea asta. Vor trebui, în primul rând, să ne aducem aminte cine suntem. Să ne recunoaștem și să recunoaștem ceea ce ne-a dat Bunul Dumnezeu. V-am dat acest exemplu al coexistenței, acest pământ al Dobrogei. Este un exemplu clar. Poate să figureze pe mapele tuturor comisarilor europeni. Domnilor, poftiți un model istoric de coexistență, fără politici multiculturale, fără niciun fel de doctrine. Cum? Ia ca așa. Cum, domnule? Uite, eu dau din inimă puțin, dă și el. A dat bunul creștin, a dat și turcul. Cazurile, cine citește în istoria Dobrogei cum lăsau pe câmp recoltă, tătari, turci, pentru copii orfani sau pentru femei în vârstă. Nu o strângeau special. Ca să vină să strângă. Este o coabitare extraordinară. Este o cheie nemaipomenită. Asta s-a rezolvat cu inimă creștină. Și s-a răspuns la lucrul ăsta. Nu zice Neagoe Basarab către fiul său Teodosie, dacă vine dușmanul, dă-i puțin din pământ și dacă vine și vine și vrea să îți distrugă tot, atunci sare sabia singură. Nu uitați că România suferă de inflație, de zmerenie. Mai există și sabie sfântă. Nu uitați de demnitate și de autoritate. Educația aceasta se face prin readucerea minte. A fost un reporter de la BBC care l-a întrebat pe un aborigen, pe un șef de trib și a zis, what is your job? Care e slujba ta? Și l-a zis, my job is to remind you. Meseria mea este să-ți aduc aminte. Păi trebuie să ne aducem aminte. Asta nu înseamnă că nu trebuie să primim anumite lucruri care ne vor ajuta. Păi nu vedeți că e o chestie schizofrenică? Ăștia ne atacă la Miorița. Au o problemă cu ciobani. Adică în loc să ne ia lupii, ne ia oile. E o chestie de dambla. El se ocupă cu anestezia la porc și cu vivisecția la români. Păi să ai grijă de porc înainte să ai grijă de om? Tu vrei să îmi anesteziez porcul? Foarte bine, dar am probleme. Am probleme sociale. Cu tinerii, cu copiii, cu pensionarii, cu clasa medie, cu o clasă politică de cea mai josă speță. Implementează-mi, dacă vrei, dumneata, specialiști.
să mă ajute să pot folosi banii. Nu-mi dai dumneata bani, constați că n-am special și mie înapoi. Și rămân pe mâna asta, așa. Mi-a spus amărâtul ăsta, subprefectul la Constanța, zice că domnule, și că se vede că mă tai act. Adică ăla m-a întrebat pe mine. Zic, domnul meu, am act de la 1870, eu vreau să fac tabără internațională, să facem festival. Lasă-mă ta ce vrei să faci. Aia e treaba mea tare ce vrei să faci. Creierașul lui era așa, de clonă comunistă, pe... el era acolo, murea ca în Kafka. Ala îl interesa pe viermișorul ăla. Eu nici nu gândea că Tache Ionescu gândea la România anului 3000. Există un principiu în matematică. Trebuie să învețe românul să-și imagineze cum va arăta această țară. Nu să trăiască cu instincte de kelner, de bacșiș. Să trăiască din sponsor. Ce ai făcut în sponsor? Ce vrei, bă, zic, să trăiesc din sandwich-urile tale? Toată viața ca artist să trăiesc din sandwich, dai un premiu, pan. Du-te, bă, de aici cu premiul tău cu tot. În golănia voastră nenorocită. Vedeți liniile de forță unde ați distrus la nivel de conștiință, la nivel de demnitate, la nivel de irresponsabilitate. Este un principiu matematic. Numărul imaginar. În cercetările atomice, dom'le, este numărul real. 2, 3, 4, 5. Dar se face și 1, 2, 3. De ce? Se imaginează și între verticala numărului imaginar al posibilului și real se naște numărul complex. Românul nu-și mai poate imagina că țara asta poate să fie o țară extraordinară. Eu nu puteam să-mi imaginez după 1990 că România poate să fie o Elveție. O țară de o frumusețe extraordinară, de o bogăție și de un potențial de inteligență extraordinară. A trebuit să vină o mână de nefericit să-mi spună cine sunt eu. Ce că vreți democrație, vă facem noi, domn. Vreți televiziune, vă facem noi. Uitați-vă la calitatea divertismentului. La ce râd copiii ăștia mici. În ce vulgaritate și în ce pornografie. Cine, că mari artiști sunt dați deoparte, sunt trimiși în tribună. Am spus și la televizor diferența între bășcălie și umor. Bășcălia este râsul mitocanului față de valoare. Umorul este râsul omului superior față de ceea ce este inferior, cu dorința de a corija, de a ridica, de a te ridica puțin. De a sălta. Am văzut un film acum, invitat fiind de principesa Margareta, Carol I. Când am văzut armata aia făcută toată cu mănuși, perfectă, la Brăila, cum arătau, parcă erau, cum să zic, germani. Câtă ordine a pus neamțul ăsta în România, înconjurat de minți românești, dacă sunt să ne gândim, de boieri, de oameni. Așa cum a fost țara asta din principiu, ce respira a monarhie, a educație, a civilizație. Indiferent cine vine, nu e vorba de a face politică aici, să facă ceva corect și să facă ceva pentru țara asta. V-ați uitat la planurile lor politice? Pe 3 ani. Când împăratul Japoniei a pierdut războiul, a zis peste 30 de ani vom fi alții. Iată Japonia unde este. Nu vedeți că nu lansează decât așa un proiect din ăsta? Și nici măcar nu-ți dă voie să-ți imaginezi. Dumneata face un exercițiu de subzistență. Dumneata zinic, eu trebuie la teatrul meu național să văd cum mă strecor. Mi-a zis un șofer de taxi, domnul Puri, știți când învățați dumneavoastră să conduceți? Zic, nu știu că eu n-am mașină, nici n-am bani să-mi cumpăr. Nu, dar vă spun așa, când înveți să te ferești de proști. Perfect! Și uite, ăla vrea să-mi ia fața. Știu cu 7 secunde înainte. Eu așa trebuie să mă strecor în cultura română. Între oficiali, așa, gomoște, serioși, adică, cultura. Și pe undeva pe dedesubt se întâmplă un lucru autentic. Eu n-am spațiu să-mi antrenez oameni. Am fost în 36 de țărani, nu știe nimeni, ne interesează. Ce interesează? Mă interesează să le iasă banul acolo. Ei, lucrurile astea trebuie inversate. Iar ca să le inverseze, trebuie autoritate. Iar ca să ai autoritate, trebuie să ai credință. Dar nu o credință sfărăitoare, ci o credință, acea palmă sfântă, în care cel puțin se identifici și să spui lucrurilor pe nume. N-are legătura asta cu politica. Vă rog să mă credeți. Eu nu sunt un partidic să zic, doamne, că un partid oarecare. Să știți că sunt oameni în toate partidele capabili. Numai că vârful poate să fie bun și piramida proastă. Este parazitată baza neamului. Copiii ăștia care să dea bunul, nu s-a ajuns la punctul critic. Trebuie să se creeze o masă în care acest discurs să aibă reacție. Când un om
de stat, apare nu politicien, pe care spunea că, domne, politicianul are apetituri politice, domne, omul de stat are un construct. Un construct politic. Când un discurs politic, un discurs de conștiință națională, se așează pe niște oameni, atunci se produce explozie. Așa și că, da, bă, colegi, este naționalist, este căzut mistic în cap, religios, adică umblă cu termeni, cu etichete. Dar copilașii ăștia crescuți, cum am spus, în mod creștinesc, vor avea auzul celor care se spun și vor avea o toaletă intimă să rejecteze ceea ce este artificial. Deocamdată ei sunt împănați cu ceea ce este vulgar. Nu vă mai spun că s-au făcut mutații pe cortex. Nu vă mai spun că, ca să deschizi, frații Jder înseamnă, zic, cum știi frații Jder? Frații Jder, www.ro. Cultura devine informație. Marshall McLuhan, acum 30 de ani, 25 de ani, un mare, să zicem, antropolog, specialist, sociolog, a pariat greșit. Când a spus computerul e viitorul, da, dumne, în administrație este o mare izvândă, internetul este o chestie, ca și telefonul mobil, schimbă, stai, schimbă viața. Nu dai un instrument, nu dai tâmpit să faci din aia, stai ca bou. E un instrument, dumne. Tu te rogi la telefon, telefonul e viața, te îl folosești. Las că de el vorbeam. Se comunică, mai ori prună, 2, 3, 4, 5, suntem aici. Mai să mă mai las o jumătate de oră. Vă rog din suflet. Așa. Tu vezi, chiar așa handicapat? Păi da, în educația minimală creștină, ți se spune că ăsta este un obiect. Ți se spune mai presus de toate sufletul. Și un om care este educat cu mai presus de toate sufletul, știe lucrul ăsta. Și se folosește de chestia asta cât are nevoie. Marea criză acum este că învățământul pe post de computer și de internet s-a terminat. Nu-ți mai spun că te izolează. Vorbesc că au apărut cărți, că intri în stare de hipnoză, că tu vezi așa aproape bidimensional, creativitatea scade. Vă dau un exemplu numai din teatru. Ca să vă spun cum e procedura, cum ce se întâmplă cu imaginația. Pe vremea lui Shakespeare punea un băț, așa, și zicea ud, pădure. Și venea un actor și vorbea cum s-a bătut cu arabii, cu 3000 de arabi. Și versurile alea extraordinare ale lui Shakespeare îl făcea pe spectator care stă pe scaun să-și imagineze. El făcea un exercițiu de imaginație activă. În clipa în care a apărut cinematograful, o izbândă extraordinară, să știți că a ieșit un scandal. S-au întâmplat mutații. Pentru prima oară, cel puțin la frații Lumieri, când au făcut locomotiva aia care vine, e istorică chestia, deci au filmat o locomotivă care vine și au invitat pe lucrători să vadă și au fugit toți din sală. Vă dați seama? E ca și cum mâine ni se va proiecta un film tridimensional și trece calul printre noi. Ne ascundem toți pe sub scaune. E o chestie, e o mutație vizuală, a fost un șoc. Filmul filma pe cei 3000 de arabi. Și atunci imaginația a început să fie ușor pasivă. Când a apărut televiziunea, care nu se ocupă nu atât de film, ci de relatarea evenimentului, creierul a devenit total pasiv. Pentru că tu nici nu poți, tu monologhezi, că n-ai reacții la ăla. Ăla îți dă știrile care vrea el. Te programează cum vrea el și cât vrea el. Ca să nu mai vorbesc de faptul că un copil care urmărește foarte mult televizorul nu mai are capacitate de sinapse, nu poate să povestească. Bă, luați un copil, am făcut experiență. Inclusiv l-am întrebat pe fiul meu să-mi spună o poveste. Era ciopărțită toată. Toată. Incapacitatea. Deci dacă nu se citește, nu-l pui să povestească. Genul ăsta de învățământ a dispărut. Pentru că ei stau tot timpul, sunt împresurați. Nu mai spun de internet, că internetul este cel mai periculos în, să zicem așa, în doză masivă. Îți înlocuiește deja memorie, imaginație. Îți creează o imaginație virtuală. Între tine și celălalt se pune un ecran și capacitățile tale creatoare sunt degenerate. În clipa în care desesc o carte, se întâmplă un fenomen extrem de important, care se numește a medita asupra celor care citi, asupra celor ce citi, numai actul în sine. Ai deschis și citești fiecare rând,
te induce către meditație. Se pare, și asta nu mai este treaba mea, este partea antropologilor și așa o citesc din... Când a apărut tiparul la fel, să știți că a fost o revoluție extraordinară. Dacă aș citi cartea asta, Galaxia Gutenberg, al lui Marshall McLuhan, spunea omul de tip oral, deci omul care nu avea capacitatea să citească, era de tip oral, avea cultură simultană. Se vorbea, ăla scrisea ceva, era așa. În clipa în care a deschis cartea, el s-a focalizat pe chestia asta. Vă dați seama la focalizarea de la televizor? Că toate lucrurile astea sunt obstrucționate? Mai mult te și enervează unul când tu vezi toate chestia asta. Deci astea sunt lucruri care trebuie să diagnosticate, nu le putem alunga. Asta este o prostie, nu putem de acum încolo, ci trebuie să urmărim fenomenul. Urmărim fenomenul acesta ca un instrument, nu ca un fenomen care ne instrumentalizează pe noi. Nu ca un fenomen care ne programează pe noi. În clipa în care baza, poziția ta este pusă onest, tu le folosești ca niște simple instrumente. Această repoziționare nu se dorește. Tu trebuie să fii așa, un fel de gândac manipulat. Se dă o informație la televiziune, toată lumea o crede. Știți ce înseamnă asta? Dispariția punctului critic. Dar de unde știu eu că dumneata, știți că și mâine dumneavoastră puteți afla de mine că nu știu ce am făcut. Mai de ună zi am fost invitat la PNG să țin un simpozion și m-a văzut lumea lângă domnul Becali. Și a zis că am intrat, ei nu au fost atenți la ce spuneam eu. Eu puteam să mă duc la domnul Vadim Tudor, la domnul Iliescu, la oricine. Pentru că eu sunt un artist liber. Eu sunt o conștiință de plin stăpână. Și am fost chemat acolo la un simpozion care se numea Poziția Bisericii Creștine în Europa Secularizată. Nu e interesat. Micu Mitocan, mârlanul român, a zis, a intrat, ai văzut că este de bani. S-a dus pentru bani. Citiți internetul. Această slugă nenorocită. Ce să le răspunzi? Căpșorul lor mic, deformat. Ei nu au fost atenți la discurs. Ei nici măcar nu credeau despre mine că eu sunt o ființă liberă. Ea moare de foame. Se duce pentru că așa crede el despre el. El săracul nu mai știe că în România mai există și oameni liberi. Și nu am nimic împotriva. Am fost un invitat foarte civilizat. Am răspuns, am mai fost și în altă parte. Am fost și pe alți președinți, am fost... Care-i problema? Veste. Ai auzit ce te-a făcut ăla? Ți-am zis eu că o să cadă. M-ați înțeles? Aia e. Bun. Întrebări, discuții. Haideți să o lămurim. Știți ce se întâmplă? Eu și stilul meu, felul meu de a fi deschis, nu-mi creează o coerență din asta și nici nu vreau să am o coerență din asta pedagogică și nici nu am vrut să mă postez aici pe post de Petrache Lupu care știe pe toate. Din contră, v-am spus ceea ce am resimțit ca artist, ca o conștiință artistică, pentru că atunci când mă duc în străinătate, pe mine nu mă interesează ce fac gângănile astea, pe mine mă interesează neamul românesc. Eu sunt responsabil față de poporul meu, nu față de populație. Orice om cu adevărat conștient este responsabil. Când vezi mii de inși acolo, nu mai se diluează lupte politice, tot, e neamul care vorbește în tine. Asta și la sportivi, și la toți oamenii care sunt conștienți de lucrul ăsta. Am venit să vă spun anumite aspecte pe care eu le-am sezizat și credința mea că omul poziționat firesc, creștinește, poate să soluționeze atât de bine lucrurile astea cum nu vă puteți da seama. Că este un timp de criză, este un timp de haos, dar fără luciditate creștină nu putem face nimic. Și că mi se pare anormal ca școala brâncovenească să fie o excepție și să nu fie o generalitate. La fel cum anormal mi se pare ca spitalul profesorului dr. Chirilă, spital creștin, să fie o excepție și nu o generalitate. Un om bolnav și un om cu boală terminală are nevoie de asistență. Eu am trăit pe pielea mea și în familie, cum oamenii au fost tratați, eu provin într-o familie de medici. Medic fiind ca un instrument. Da, mata, stai acolo la rază, vină o urmă. Da, bine, dai VSH-ul, vasă. Adică, un soi de imbecilitate cretinoidă. I-a zis, ce va să-i dumneavoastră face? Lasă, dumne, limbrici ăștia, dumne. Eu nu sunt făcut din analizele tale cu coană. Aici este un suflet.
Doctorul Chirilă a făcut un spital creștin. El e sectant. M-ați înțeles? El e greșit. Restul mitocanii stau pe poziții. Dom'le, n-a zis nimeni, dom'le, să faci altceva decât faptul că omul în primă și în ultimă instanță este un suflet. Pentru bunul Dumnezeu. Eu am cunoscut o reeducare comunistă. Mai cunosc și o reeducare din punct de vedere european. De câte ori mă fracționez pe creier pe mine? Îmi pui creierul pe bigudiuri. Adică m-a reeducat la Pitești, m-a reeducat Ceaușescu, mă, ăștia, nu pot să zic tranziția te-a reeducat. Ăștia cu haos. Ăștia au spart grădina zoologică și au făcut o junglă. Deci, aia. Și acum este o reeducare comunitară. Este excepțional răspunsul unei babe de la țară. Maică, ce-i gripa aviară? Și că-s doi oameni în alb care ne omoară găinile. Haideți să o facem deschis. Mulțumim invitatului nostru. V-a jucat foarte mult, dacă se poate. Dacă ați notat... Dacă ați notat întrebările pentru invitatul nostru pe acele chestionare, faceți ca să ajungă la capăt de rând pentru a putea fi preluate. Ar vrea să ofer cuvântul mai departe în apărarea Sfințitului Părinte Teodosie, Arhiepiscop al Tomisului. Stimate domnule Dan Puric, iubiți credincioși, pentru mine a fost o mare bucurie să avem această șansă să fie în mijlocul nostru domnul regizor Dan Puric și mai ales dumneavoastră sunteți conștient acum că acea prezentare atât de frumoasă și de naturală că aceasta vă caracterizează, modul natural de a prezenta lucrurile în legătură cu religia în școală, cu icoanele, aceea într-adevăr v-a adus o amprentă deosebită și v-a făcut ca o personalitate distinctă. Dumneavoastră prezentați lucrurile ca un artist, dar în același timp ca un artist cu conștiință creștină, așa cum ați mărturisit. Vreau să vă mărturisesc și cred că fiecare dintre noi am simțit la fel, că ceea ce ați spus dumneavoastră cu acest simț artistic, atât de direct și atât de precis, este ceea ce trebuie, de fapt, să deslușim fiecare dintre noi. Nu ați spus ceva nou, dar ați diagnosticat un moment al tranziției acestea sau al integrării europene. Sigur, știm că niciodată un om nu poate fi perfect, după cum nu poate fi perfectă o anumită stare în societate. De multe ori sesizăm că atunci când se merge într-o direcție prezentată drept pozitivă, oamenii își anulează propriile sentimente, propria gândire și mimează după cei care încep acest drum. La acest moment asistăm noi acum și este bine că iată o voce ca a dumneavoastră care poate să aducă un orizont atât de bogat în conștiința celor care ascultă, poate să aducă cu adevărat o lămurire, o clarificare. Și vă împărtășesc cu deosebită bucurie aceste reflexii pornite din realitate, nu dintr-o gândire șablonică sau dintr-un anumit context. Contextul este cel al vieții pe care îl trăim. Și cred că este foarte bine să fim conștienți de tot ceea ce facem. O invitație a fiecărui român la a-și cunoaște propria identitate și la a-și o păstra, cred că este cea mai frumoasă invitație
pe care o poate face cineva. Și știm că de-a lungul istoriei noastre au fost răscruci. Și în aceste răscruci s-au auzit glasuri. Și anumite glasuri au făcut ca oamenii să poată să identifice ce spune acel glas. Era un glas providențial, întotdeauna, în fiecare perioadă istorică de cumpănă a existat câte un glas providențial. Nu vreau să vă spun vorbe mari, dar din ceea ce am ascultat, dumneavoastră nu aduceți ceva din afară, ci dimpotrivă valorificați potențialul românesc, genetic și în același timp spiritual. Acest potențial unic, pentru că trebuie să recunoaștem, poporul nostru este un popor religios prin excelență. Și dacă această religiozitate care îi aparține ca o zestre ce ține de gena sa, de firea sa, dacă acest potențial ar fi pierdut, atunci am pierde identitatea noastră. Și mai este înzestrat românul cu acea ospitalitate, cu acea omenie, cu acea bunătate, cu acea dărnicie și toate acestea trebuie puse în armonie. De fapt, la aceasta ne-ați atras atenția și ca păstor al acestui ținut încântător, așa cum l-ați prezentat, eu l-am descoperit de aproape 6 ani de cât sunt aici și vreau să vă spun că simt că am descoperit ceva nou, ceva inedit, ceva atât de bogat, ceva plin de noblețe. Și când vorbeați despre această istorie frământată a Dobrogei, dar care are o amprentă a armoniei și a naturaleții relației între oameni, indiferent de etnii și de credințe, este un lucru atât de adevărat și este ceva miraculos. Și eu am vorbit despre aceste lucruri în Germania și într-adevăr nu le venea să creadă. Și când am avut un simpozion pe această temă organizat de un german aici și a văzut că am chemat și romii și turci și tătari și toate naționalitățile și credințele și s-au exprimat ei singuri, liber, nu-i venea să creadă, era foarte mișcat și în același timp îi se părea că sunt cuvinte și idei care vin dintr-o altă lume. De aceea, iată, în calitatea mea de păstor, vă întâmpin cu multă bucurie și cu multă dragoste. Sunt fericit că ați venit aici la noi. Sunt fericit că ați adus aici, în spiritul oamenilor din Dobrogea, acea nădejde și acea liniște. Și mereu faceți referire la providență. Este foarte adevărat. Despre toate vorbesc oamenii, oamenii cu răspundere, vorbesc despre multe planuri, dar îl pun pe Dumnezeu în afara acestor planuri. Și într-adevăr, providența trebuie să fie pentru fiecare dintre noi un ochi al lui Dumnezeu care nu trebuie să dispară din conștiința noastră. Fiecare dintre noi suntem ocrotiți de providență. Oamenii mai presus de toate celelalte făpturi se bucură de o dublă providență. O providență specială, personală și o providență generală. Toate celelalte se bucură de o providență generală și lucrează Dumnezeu cu celelalte făpturi prin instinct. Cu noi lucrează prin rațiune și prin credință. Avem atâția potențial. Am putea să vorbim despre acest potențial pe care îl purtăm fiecare dintre noi ca o zestre firească și una suprefirească, am putea să vorbim nemăsurat. Dar așa cum făcea referire vorbitorul nostru în această seară, noi trebuie
cu adevărat nu doar să vorbim, nu să ne mirăm, nu să primim orice, ci să discernem și ceea ce facem, să facem cu conștiința că am făcut lucrul plăcutului Dumnezeu și de folos semenilor noștri, neamului nostru. Cred că aceasta este esența întâlnirii din această seară. A venit să ne aducă un mesaj domnul Dan Puric despre cine suntem noi, cui aparținem noi, ce avem noi și ce facem cu toate acestea. Vrem să rămânem ce am fost și să fim mai mult decât atât? Sau vrem să ne întoarcem spre ceva mai sărac, spre ceva inferior, spre ceva care ne-ar depersonaliza? Eu vreau să vă mulțumesc în mod deosebit și să vă spun că această prezență a dumneavoastră la noi în Constanța și în Dobrogea trebuie să fie doar un început. Și vrem să repetăm aceste întâlniri. V-a dat Dumnezeu har, v-a dat imaginație, v-a dat un spirit de observație deosebit. Și iată, toate acestea sunt darurile lui Dumnezeu. Dar, sigur, exprimate prin personalitatea dumneavoastră. Aveți o datorie să nu țineți aceste daruri fără să lucrați cu ele. Nu sunteți un instrument, dar puteți fi cu adevărat un om al lui Dumnezeu care să vorbiți către poporul lui Dumnezeu și eu așa vă consider. Dumnezeu să vă ajute, succes în continuare! Mulțumim la preasfinției sale. Iată o primă întrebare pentru invitatul nostru. În ce măsură mai putem vorbi despre învățământul românesc ca despre viitorul acestei țări? Învățământul românesc întotdeauna când ești într-un moment de criză se spune că există o fărâmă de adevăr de la care poți să pornești. În artă dramatică, dacă nu-ți iese rolul, poate să fie un rol dat peste cap foarte prost făcut. Și maestrul meu m-a întrebat, ai 2 secunde unde te simți bine? Adevărate? Da, pleacă de acolo. Învățământul românesc de astăzi este sabotat, este distrus, nu mai discutăm cauzele. El nu poate să fie distrus total. El nu poate să fie sabotat total. Undeva acolo se ascunde Dumnezeu. Fiecare din noi știm că învățământul românesc, la fel ca și arta din România, nu se rezolvă instituțional. Eu când am făcut teatru, să zicem non-verbal, cum zic ăștia, au apărut 3 flăcăi și mi-a zis, unde bă la ăștia? Zic, la ăștia care? Ăștia stă în pismă. Zic, dar tu cine ești? Ce ești? Bulgar? Irlandez? Polonez? Nu, bă, era de la televiziune. Ăștia nu înțeleg nimic. Zic, tu nu ești român? Eu am să vă spun următorul lucru. Nu numai că am trecut peste prejudecățile oamenilor de televiziune, peste prejudecățile prezle, peste toți cei care mă inhibau ascultând vocea firească a lui Dumnezeu. Primele rezultate magistrale au fost prin niște comune amărâte, prin jurul Botoșeni. Am fost prin Basarabia la Țărani când aplaudau, le ieșea pământ din mână. Doamnele mele, domnii mei, nu m-am urcat niciodată pe scenă până să ajung la New York, la Melbourne, la Viena, la Londra. Nu m-am urcat niciodată pe scenă în România să le spun, stimați spectatori, urmează un teatru gestual în care dumneavoastră trebuie să aveți o pregătire specială. Era o mână de moldoveni care se mirau ca la teatru. O prindeau, nu o prindeau. Cu o inteligență extraordinară. Cu un simț artistic extraordinar.
fără nicio facultate de pregătire. Și atunci tu recunoști lucrarea lui Dumnezeu în acest neam. După ce am făcut satele, comunele, mai prin oraș, mai pe la polivalentă, pe la ăia tinerea mai derbedei, dar și ăia cu o lumină dumnezească în ei, în străinătate, m-a întrebat cineva cu recitalul Visu, care am jucat acum 7 luni și care este un recital eminamente creștin, l-am jucat de Ramadan la 1600 de musulmani. A venit ambasadorul, a transpirat și a zis, am înnebunit. Dar musulmanii erau în picioare și strigau de bucurie. Nimic nu i-a jignit. Nu mai sunt eu pe scenă în clipa aia. În clipa aia este altcineva. Și dacă te duci cu inimă deschisă, dumneavoastră nu vedeți, Hristos a fost un scandal și rămâne un scandal. De asta se fac filme, Evanghelia după Iuda, o mai găsit copii, o mai găsit că băieții au treabă, îi deranjează. Mi-a zis la un moment dat un puști că tata, nu, altcineva, un puști, mi-a zis că, Doamne, am aflat care e adevărul cu Hristos. De la ce? De la Discovery. Felicitări. Drum bun, înainte, ne-am lămurit, eu mai am probleme, zic. Mă, încă mai căutăm. Ce se întâmplă? De ce v-am spus toată povestea asta? Apropo de învățământul meu. Eu m-am asumat pe cont propriu. Am făcut 3, să zicem, trupe, generații care am lansat în străinătate, fără niciun fel de lege. Din vocație. Fără niciun fel de recompensă. Eu cred că pe baza, până va veni o legislație, până se va norma, dumneavoastră nu vă dați seama că un om responsabil ar fi trebuit să întrețină învățământul din România și mai ales pe bază creștină. Prima politică de stat asta este. În Coreea, când am fost, aveau aceeași nivel de dezvoltare ca Statele Unite. Din 1960, în 1960 erau sub noi. Dar tinerii care sunt aici, credeți dumneavoastră că trebuie să așteptați o legislație? Este vorba de o conștiință creștină, de faptul că de mâine te apuci și spui sămânța asta pe cont propriu, vorba lui Berdiaev. Eu am făcut teatru pe cont propriu. Eu nu am așteptat premiile ACIN-ului sau Uniterului sau criticilor din România, le-au venit așa pe urmă. Și oricum au venit ca niște sandwich-uri. V-am spus o chestie extraordinară, că cum te zmerește Dumnezeu și cum îți ia de așa succesul mințile. Am avut un premiu mare, seara, televiziune, nici nu aveam haine. Am împrumutat de la Doina Levița și erau cu ace. Și stăteam în țeapă, mi-intrau ace în gât. Și vorbeam la chestia și mi-era frică să nu cadă pantaloni. Și eram în frac, extraordinar, vorbeam dragoste, am așa ce, 2000 de spectatori. Am ieșit a doua zi, cel mai elegant actor. Dar nu mai știam cum țineam pantaloni, mă rog. Și așa, cu premiul în mână, zice, m-a văzut toată omenirea lumea. M-a văzut toată lumea acum, și un fel de mândrie din asta, așa. Ușor, bine, eram tânăr, așa. Și până am pus o haină pe mine, n-aveam bani nici de taxi, că îmi dădeau primele după 2 săptămâni bani. Și am luat mașina de noapte. Și în mașina de noapte, cu fracul pe desu, știi, cu nenorocita aia de palton, că păream, parcă furasem hainele, că era diferență mare de material, îmi scot la biletul să-l compostez. Și o doamnă așa cu ochii injectați la urmă, zice, vă și deghizați firați să fiți. Adică te zmerește Dumnezeu. Te zmerește Dumnezeu. În toate chestia, doamne, ar fi destul de nebun să îți ia mințile. Ce vreau să vă spun? Nu mai așteptați. Apucați-vă pe cont propriu, creșteți copiii din școală ca pe copiii dumneavoastră. Și Dumnezeu vă va da infinit de mult. Eu mă uit la fiul meu cât e de frustrat. Că fiecare își face o treabă din aia așa. Zic, cum e? Am întrebat, cum e profesoara de limba germană? Grasă. Și cum e la franceză? Scrie repede și până șterge tot. N-apucă. Nu vă spun că am citit manualul de biologie, am nebunit. Eu am fost olimpic la biologie. Nu se poate. E făcut varză. La istorie, noroc că i-am dat să citească așa Tudor Greceanu, amintiri. Pilotul mare de aviație. Mai, acum i-am dat Oranchii. Tot am văzut aici o carte teribilă cu Siberia, cu asta, memorialistică, ca să învățăm și noi. Uitați, Constantin Băcescu, Oranchi, Părintele Bejan, uluitoare carte. Zic, e, cum e? Nu spune la istorie așa ceva. Sunt cărți care ar trebui să intre în programa acestor copii. Și chimia o predai altfel. Și eu mi-aduc aminte de
Toți profesorii mei care într-adevăr s-au dăruit, de asta se spune vocații. Nu așteptați, mă, că ăștia până se prinde treabă, dar nici nu se prinde. N-au cortex de așa ceva. Când o să mor, o să fac o chestie pe ecran, așa să zic că a fost și pa. Atât, ca să profite. Nu-și dau seama, nu realizează. Dumneavoastră, ca pedagogi, ca părinți, lucrați anonim. Lucrați, și la mine chestia asta cât durează, 10 ani, 5 ani, publicul te uită. Generațiile pe care le dai. Și eu sunt rezultatul profesorului Demre Dulescu, care are de o severitate și de o genialitate extraordinară, care la rândul lui era elevă, era o tradiție de școală. Apoi acum ce este în școală de teatru este la pământ. Nu există responsabilitate. Eu nu-i dau voie să iasă până nu știe, până nu-l conștientizez. El trebuie să vină cu 4 ore înainte. Nu intră cu 5 minute și a făcut. Înțelegi ce vreau să spun? Este o toaletă, este o pregătire. Eu ca artist am zis întotdeauna, mătur calea spre biserică. Nu rupeți! Nu rupeți educația creștină, adică nu în biserică și când ești afară ești electorat. Păi dacă ești cu adevărat creștin, nu ți-e milă de puiul ăla care cască ochii la tine și se uită. Și tu îi dai, hai mă, repede, că aveam acolo și repede că am salariul mic. Păi salariul mai mic decât al meu la Teatrul Național, nu știu cine mai are, poate mi-au zis și taximetriștii, sunt mai tari, domnul Buric. Foarte bine, mai ales că nu e o brezbă care acum a fost restructurată, este haos. Păi și de haosul ăsta, ce nădejde este aceea care se vede? Zice Sfântul Apostol Pavel. Să nădăjduim, dar ce nădejde ai? Uite că nu se vede nimic. Acum nădăjduim. Nu se vedea nimic când am început eu să fac teatrul ăsta. Erau închinuiți cu spectacole festive, comuniste, nenorocite. Apoi ție zmar de mit. Da. Eu văd. Nădăjduiesc. O să ajung la New York. O să ajung la Chicago. Am ajuns, am luat și premiul. Când am făcut acum Don Quixote, am început să mă fac profetul Ilie, să zic. Le-am zis, vedeți lucrurile, nu, fac Don Quixote, a fost anul UNESCO. Și mi s-a spus să fac Don Quixote. Știți de ce am făcut Don Quixote? Pentru că este ultimul suspin creștin al Occidentului. Don Quixote, mesajul lui este eminamente creștin. El intră într-un han și spune hangiței frumoasa visurilor mele. Și aici eu sunt hangiț. Nu, tu ești frumoasa visul. Știți ce face Hristos? Hristos dezmărginește. Creștinismul te scoate din rolul stupid social. Ia gândiți-vă un director creștin care ăștia sunt atât de stupiți și așa casă sunt directori. Și când conduc, el e director și când mănâncă sarmale și cu nevastă asta când vorbește, dar vă rog foarte mult. Eu am văzut din ăștia așa, rămân încorsetați. Numai în coșciuc, când intră, devine alții. Sau când sunt bolnavi, domnul director are febră. Când depășește 40, devine numai alții. Este... V-ați înțeles? Dar uitați-vă în jurul dumneavoastră, oameni buni. Palpați-i, domnul. Uitați-vă la el. Cum este pietrificat. Creștinismul îți spune. Te ține în această alertă. Ești muritor și în același timp, pentru că a trecut în neființă. De unde știi tu, tanti, că e neființă? Deci la televizor, a trecut în neființă. Ai fost matat dincolo? Poate ai trecut tu cu bunica în neființă. Restul trece, ne-a zis Simil Mehedinți, ne-a găsit nemuritor de la Zamolxe, Sfântul Apostol Andrei, Pământ Sfânt, Dobrogea. Extraordinar! Ne-au găsit nemuritori. Nu putem da chestia asta așa. Ci că erau predispuși să moară. Extraordinar! Ce esență ne-am! Simil Mehedinți a văzut. Seamănă foarte mult cu amerul indienii care ziceau ce zi frumoasă de murit este astăzi. Nu țineau așa că ăștia de la Pipera care și-au cu vile. Ai multe! Și jeep-uri și mult. Ăștia sunt clone. Ăștia sunt vorbitori de limba română. Asta nu înseamnă că poporul, că românul este kamikaze, se aruncă de la etajul 9 că îi vrea să moară. Erau pregătiți de jertfă. Și atunci, acum să spun dumneavoastră, dezmărginiți un sistem legislativ chinuit, vai de că poate nici nu-și dau seama. Poate nici nu realizează vieții de că distrug țara. Dumneavoastră aveți niște prunci acolo în față. Eu am niște studenți. Studenți. Eu iau pe aia de la institut unde sunt măcilăriți, sunt făcut soldați. I-am zis la unul, jucați-vă, făceți pe găina. Cum? Pe zi, vă aduc un profesor de găini de la Crevedie. Mă, când ești la 5 ani în curte, nu te joci ca găină?
i-a amputat creierul. În studiu de găină, cotcodac. Ați înțeles? I-a luat natura. După 7 săptămâni, creierașul lui început să funcționeze. Să-și dea seama că nu mai ține cont de Teatrul Național, de Uniter, de... A început să joace ca în ogradă, la taică-s-o, la țară. O furnică, o ceva, o găină, o măslină. Și el devine liber. Nu pot să-i lași pe aia, dacă au venit la mine și am spus la conferința de presă, voi duce acest spectacol acasă la Cervantes. Da, au râs toți. Ăsta e paranoic. Și acasă la Cervantes l-am dus. Peste un an s-a făcut întâmplător un, o să-l vedeți la televizor, vă spun pe 20 martie să vă uitați seara, un turneu internațional în marile capitale europene, printre care, nu se știe cum, ar zice un ateu, o întâmplare a fost să se joace și în orașul Cervantes, Alcalá de Henares. Și eu v-am zis că am dreptate. V-am zis că sunt Petrache Lupu. Deci clar trebuie să le dai cu umor toate chestia asta. Dumnezeu îți dă. Copilul ăla nu te va uita. Ăla nu ține minte tranziția. Ăla ține minte, știți că maestru contaminează. Cum te îmbolnăvești de gripă, așa nu înveți, de vocație. Și mai ales că lucrul ăla e cu sacrificiu. Păi eu nu știu că pedagogii la noi învățământul, la fel, eu sunt, v-am mai spus de la început, în apostolat. Adică o iau invers. Dacă eu ar trebui să-mi fac profesia în funcție de, știți ce scrie la mine la angajat? Prestator servicii culturale artistice. Nu este extraordinar? Ăia mă iau drept funcționar. Să trăiți, să trăiți. Doar așa, tot. Nu, domnule. Un om care își face treaba acolo, cum poate mai bine. În altă parte, alt om își face, pe nucleii de genul ăsta. Și toate adunate în jurul bisericii. Cu liturghia prelungită. Prelungit brațul bisericii în afară. Asta nu înseamnă că trebuie să vinzi colivă la orice colț, ci tu să te manifesti creștin. A te manifesta creștin este a te dezmărgini de rolul social. Rolul social se duce, indiferent ce ești, că ești muncitor, că ești doctor. Mama mea îmi spunea că am fost doctoriță, dar eu nu m-am comportat așa cum pacient. Și mi-aduc aminte. Eu mi-aduc aminte de tatăl meu care a fost... am să văd, uite, poate că Duhul lui a coborât acum aici. Aveam 8 ani, el a trebuit să plece, a avut pământ și ăștia arestau, a avut politică. Am să vă spun o poveste. Cum a plecat tatăl meu de la liman. El era inspector de... era medic, a făcut pe front, mai știu ce. Și există un răspuns creștin, o poveste care mi-a zis-o... Era teamă când am crescut mai mare. Până mi-a zis că știa că sunt copii care vorbesc pe la școală, știți cum era, că au distrus și comuniștii, au distrus și familia și interiorul omului. De la acțiuni erau din familie și presupun că săracul se ferea că nu știa. Și mi-a zis că când eram în medic la hidroaviație în Constanța, trupele germane, nu știu ce, a venit un om sărac la mine și a zis, domnul doctor, am 6 copii. Dacă mă duc pe front, mor de foame. Salvați-mă. Și că am făcut ce am făcut și am găsit o boală. A riscat. Era de statul major, vă dați seama, de curtea marțială. A trecut timpul, s-a schimbat guvernul, au venit comuniștii și respectivul om a ajuns adjunct al comisarului Popor. Și se arestau oameni îndrăgi. Tatăl meu repeta, avea pământ pe acolo, pe la limanul. Am zis că nu mi-l dau ghionoile astea. Sunt geniale, ne? S-au cocoțat pe pământ acolo. Și, da, hai, să-i iertăm. Vede Dumnezeu. Și el a venit cu toată trupa de tancuri sovietice, acolo, așa, așa, și erau ruși. Și ca să-i spună că trebuie să fugă, opa, o delegație. Mamă, ce de întrebări aveți. Astea sunt întrebări? Păi eu trebuie să vă zic repede, că am vorbit o jumătate de oră despre una. Mulțumesc mult. Uite, dai eu, nu trebuie să-mi ții. Ăla-i mers. O să vă spun, da, să vă trăiască. Am să vă spun ceva cât învățăm. Mersul ăla.
Este de eliberare, a avut o tensiune teribilă și a cu responsabilitatea, după care a fugit în copilărie. Aia e baza. Și, mă rog, omul respectiv a ajuns ajunt al Comisarului Poporului. Și nu putea să-i spună că era înconjurat de trupe sovietice și și-a dus aminte că i-a făcut bine și a zis atât. Și secvența mare de film de Oscar. Domnul doctor, că știa că e vânător, de ce nu vă duceți la rațe, că mâine la pasaj trec rațele? Și tata s-a arbit la față, că și-a dat seama că nu era perioadă de rață și că trebuie să plece noaptea. Și a făcut un bagaj și a plecat. Și din clipa aia, după 20 de ani s-a întors, am fost cu el la Tulcea, am mai adus aminte în Constanța, și când am fost în Constanța, un turc bătrân a înginunchiat și a zis, Efendi, sărut mâna, tu salva viața. 10-20 de fenomene de genul ăsta cu oameni care înginuncheau și sărutau mâna. Asta este memoria tatălui meu care și-a făcut meseria, și-a făcut profesie. M-ați înțeles? Pensie, amărât, comunism, el și-a făcut profesie. Imaginea mea a rămas asta. Când a jucat pentru Prințul Charles, aveți un securist și a zis, domnule, vă rugăm să jucați foarte bine. Și clătina din cap așa. Și vorbeau 5 din 2, 3, 4, 5, 6, 8. Zic, domnule, ești singur sau cu cine? Și că sunteți mai mulți. Zic, adică cum să joc bine? Să înțeleg că de mâine pentru ai mei joc prost, că aia sunt oligofren, nu? Și iar mi-am adus aminte de tatăl meu. Era medic pe la Nebuie, pe acolo, pe munți, și a făcut infarct un secretar de partid la vânătoare pe acolo, și l-a dus în spital, era mic, nenorocit, vai de capul lui, medic mare a fost. Aici era cu parade, cel cu corpuscul, parade cu premiul Nobel. Făcea experimente, medic mare a fost. Și a avut un alt destin. Și fuma așa o țigară, o fuma turcește, nu o trăgea direct în stomac. Fuma și au venit ăștia, îmbrăcați în piele, tovarășul doctor, să aveți grijă de tovarășul prin secretar, că... Și nu, eu nu le-a dat nicio importanță. Atunci am văzut că nu e frică. Și a zis așa, că eu am grijă de om, nu de funcție. Și așa am jucat eu și pentru prinți și pentru regi. Pentru oameni. Ați descalificat propriul popor, este cea mai mare crimă. Ați descalificat propriul copil, este cea mai mare crimă. Ce te face pe tine să alergi? Un sistem? Ce mă face pe mine să joc prost? La Teatrul Național, că sunt plătit mizerabil? Când eu în față am niște oameni, poate la mai chimiți decât mine. Ai vocație. Când nu mai ții cont. Când nu mai ții cont de chestia asta, și domnule, a plătit bietul om, ăla, niște bani. Se hrănește din chestia asta. Eu asta încerc să-i induc lor. Haideți că vorbim mult. Dați-mi altă întrebare, că ne apucă 12 minute. Două întrebări care se leagă oarecum. Când ați alunecat spre credință? Și a doua întrebare ar fi, domnule Dan Puric, ne puteți vorbi despre duhovnicul dumneavoastră? Da. Spre credință am alunecat când m-a împiedicat Dumnezeu. Eu v-am zis cu... Mergeam așa, liniar, știți? Ăștia care n-au Dumnezeu au o chestie din asta binare, așa, merg ca muștele, nu, că așa merg altfel. Merg drept așa. Că despre duhovnic nu se vorbește, face parte din taină. Nu pot să zic, vai, ce bine că mi-a căzut întrebarea asta. Părintele Stăniloae a zis să traducă cineva, stătea așa drept ca o lumânare. Și am zis să traducă cineva cuvântul, și am crezut că dor nu se poate traduce, cuvință. Imposibil. Că intră respect, admirație, enorm de multe lucruri. E un act de cuvință. Duhovnicul este o chestie de taină. Actul duhovniciei, cum să zic, mărturisirea față de duhovnicie, asta nu se spune. Pot să spun că avem părinți duhovnici extraordinari. Sunt în neamul ăsta românesc. Aveți aici, în Constanța, aveți în Alpea Sfinției Aștieri. De părintele Asenie Papacioc, părintele Iustin Pârvu, Teofil Părea, numai câțiva și câți ori mai fi. Perle ale bisericii și a trăirii ortodoxe extraordinari. Da, mai departe. Mm-hmm.
V-ați mai mărturisi public credința creștină dacă acesta va ruina cariera artistică? Să înțeleg că mă așteaptă ceva nasol. Păi de ce vă gândiți la așa ceva? Una la mână. Numai faptul că o proiectați așa, presupune că simțiți că lucrurile astea nu se leagă. Eu am trecut de mult de ideea de a face o carieră artistică. Din actul meu artistic, eu fac o chestie mărturisitoare. Așa că, pot să zic, etapa cu cariera a trecut. Dacă îmi confiscă cineva cariera, să-i fie de bine dacă se poate confisca, că și mărturisirea nu se poate niciodată. Mă intrigă uneori că văd că se pune la îndoială credința, că lumea pare poate uneori surprinsă că Dan Puric, marele regizor, este credincios. Domnia sa a folosit niște noțiuni pe care eu nu le folosesc. Și nu că îl contrazic, dar aș încerca o nuanțare. Domnia sa a vorbit de școală creștină, a vorbit de dimensiunea creștină a spitalului, de individul creștin. Eu spun că omul, dacă nu este creștin, nu este om. Și nu spun niciodată creștin sau școală creștină sau spital creștin. Nu se poate. Ce rămâne din om dacă îi luăm credința? Ar trebui să mergem la definiția omului, să definim omul. Este un lucru mult prea complicat și nu vreau să intrăm acum în lucrul acesta. Însă, haideți să ne obișnuim să considerăm creștinismul ca o stare de firesc, de normalitate. Oamenii nu alunecă către biserică, cum mi-a zis un unchi de-al meu, că, aoleu, nu cumva ai fi la drumul bisericii. Oamenii se nasc în credință și unii dintre ei alunecă și ies sau se îndepărtează. Dar asta este o stare, să spunem, nefirească și să sperăm trecătoare. Nu trebuie să ne fie frică de credință, nu trebuie să fie frică să mărturisim, dar nu se face spectacol din credință cum fac unii. Nu te bați cu cărămida în piept, cu credința ta, cu bisericile pe care le-ai făcut și cu milostenia care ai făcut-o. Da, domnul profesor are perfectă dreptate. Așa este. Ați câștigat firescul. E lucrul poate cel mai greu și asta am fost împiedicați. Dar așa este. Trăim acum o circotecă din asta creștină extraordinară. Au apărut și pictați prin biserici ăștia care au dat bani pe lângă sfinți pe acolo. Nu faci din lucrul acesta electorat și nu îl maharagezi. Este de taină. Este ceea ce am subliniat eu poate puțin mai special pentru că e pierdută linia în general. Dar domnul profesor are dreptate. În mod normal, lucrurile sunt chestii firească, nici nu se discută, se trăiește, nu orchestrezi și la temperatura asta trebuie discutat. Eu am vrut să subliniez niște devieri și atunci am punctat puțin. Da. Cineva din sală încearcă o întrebare puțin mai incomodă. Profesia de actor de divertisment poate fi compatibilă cu trăirea ortodoxă? Unele canoanele spun că nu. Răspundeți concret, având în vedere că mulți duhovnici interzic această profesie cu argumente canonice. Au fost și mimi sfinți, Ghelasie și Porfirie, care n-ar vrea să facem acum istoria lucrurilor ăsta. Sigur că s-au sfințit în clipa în care au mărturisit, erau chemați să-și bată joc de cele sfinte. Nu știu, mi-e teamă să nu mă repet, bineînțeles că nu toată lumea a văzut emisiunea de la televizor unde am făcut diferența între umor și bășcărie. Bășcăria desacralizează. Bășcăria nu are nimic sfânt. Ateul, ca și nebunul, râde de orice. Omul cu umor, nu. Nu râzi de biserică, nu râzi de mamă, nu râzi de Eminescu. Umorul corectează fără să rănească. Deci un om poate să fie, există un râs al patriarhilor. Cine citește Patericul este perfect. Sigur că există canalul la Ion Gură de Aur, zice, nu, să-mi duci copii la teatru. Păi știți ce teatru era în ziua aia, în zilele aia? Și acum sunt niște piese la un moment dat patologice, domnule. Ordinare. Sunt filme groaznice. Dar asta nu înseamnă că trebuie să distrugi un vector. Există și film creștin.
Nu ai duci copilul la film, dar dacă vede Andrei Rubliov, dacă vede Ruga lui Abulaze, dacă vede o piesă, cum să zic, cu o semnificație de sensibilitate extraordinară. Aici trebuie văzut circumstanțial. Au fost perioade când lucrurile astea erau blasfemitori. Iar, cum zic, acum dacă lucrezi așa înțepenit într-un canon care zice, n-ai o disponibilitate, pe aici este mare duhovnic. Când stați în preajma unui mare duhovnic, o să vedeți că nuanțează extraordinar și spune, nu suferă de rigidități de genul ăsta. Care nici astea nu au fost rigidități. Când spunea Ioan Gură de Aur, nu spunea din rigiditate, pentru că atunci teatrul era groaznic. Știți că pe vremea romanilor, când jucau Medea de Seneca, copiii erau sacrificați, erau tăiați pe scenă. Pe cum să duci la așa ceva? Dar asta nu înseamnă că nu a existat, cum zic, dimensiuni extraordinare ale teatrului, cinematografiei. Nu în mare măsură, categorii. Astăzi există o vicire, uitați-vă la toate filmele care sunt acolo. Sunt categoric poluante din punctul ăsta de vedere. Dar nici nu poți să faci așa o inchiziție, să-l închizi cu asta, pentru că trebuie să învețe singur să selecteze cu timpul. Pentru că altfel suferă de autism, așa, îl blochezi, îl termini. Înarmează-l tu sufletește, poziționează-l tu în fața lui Dumnezeu și își discernă el lucrurile. Ăsta este lucrul. Ăsta este lucrul. Da. Conștient fiind de efectele negative ale televizorului și calculatorului, cum l-ați lăsat pe fiul dumneavoastră să aibă acces liber la acestea? Ce sfaturi aveți pentru tinerii sau viitorii părinți vis-a-vis de acest subiect? Problema e că s-a creat automat un feedback. În clipa în care nu l-ai lăsat, l-au terorizat copiii din clasă, adică tu n-ai văzut aia pe internet, te obligă mediul. Mediul îi crea o inhibiție și un complex. Îl sectarizai. Problema este că trebuie să te strecori cu ale tale, în măsura în care poți, să-i le dai pe cele creștine adevărate, nu în niciun fel agresiv, la o vârstă mai ales foarte fragedă. Și eu pot să vă spun cu mâna pe inimă că în ceea ce îl privește pe copilul meu, lucrurile sunt de o frumusețe extraordinară. Sunt lucruri pe care trebuie să le consume. Am văzut deja distanțe luate față de anumite lucruri care putea să fie lipit după un an jumate, doi, au avut niște mărturisiri extraordinare. Dându-i așa în doze homeopate, într-o discuție foarte normală, eu să știți că îl și întreb dacă să mă duc la o emisiune sau nu de televiziune. Îl implic la 15 ani în toată chestia asta. Crezi că aș putea să zic ceva? Deci nu, acolo nu cred că trebuie să te duci. În partea altă, da. Dă-i vocația lucrului ăsta. Ai încredere în el. Nu-l considera un instrument care trebuie ascuns sub pat. Internetul și televiziunea au devenit, cum să zic, nu numai pentru copii, și pentru oameni maturi. O toxicomanie din asta îngrozitoare. Dar în clipa în care spiritul tău critic începe să funcționeze, decizional începe să funcționeze, înseamnă că treaba este făcută. Foarte multe lucruri le-am câștigat enorm cu această atitudine. În clipa în care cineva din familie a încercat să interzică, s-a creat tentația mărului ascuns. A mărului interzis. Sunt structuri și structuri. Mare atenție! Nu interziceți, cum să zic, într-un mod habotnic, bigot, anumite lucruri, ci discutați. De multe ori am observat că rezultatele sunt extraordinare când se discută peste capul lui despre ceva. Când este chemat undeva într-o învecinare de discuții valoroase, nu mult, copilăria și-o trăiește. El în clasă este chemat către jos. Învecinările lui sunt de proastă calitate. De regulă, părinții nu au timp, pentru că asta este viața, nechinuie, profesorul nu au timp și rămân într-o zonă asta alienantă, unde își caută pe internet datele. De două, trei ori m-am dus, am văzut, am vorbit, am lăsat și am văzut cum scade și niște reacții extraordinare. Mai ales la o vârstă critică. Pentru că altfel se vor considera handicapați. Sunt mijloacele de media au început să devină scopuri în sine. Gândiți-vă că ei nu au tentațiile, noi n-am avut tentațiile lor. Noi am avut o televiziune care a se rezuma la două ore. Copiii ăștia au intrat într-o explozie de informații îngrozitoare. Trebuie ținut cont de mediu. Mediu este transformat.
L-am scăpat de mâncarea din McDonald's după 3 ani. Că fugea, mai fugea pe acolo, mai cincerea mai. Nici nu se mai atinge. Dar fără niciun soi de... La început i-am atras atenția mai dură, așa mi-am dat seama că nicio șansă. Ușor. Este o... Aici trebuie luat... Ăsta este creștinismul, este relațional. Ți cont de ce are el, de unicatul, cum îl preguști, îl simți. Ce are, ce nevoie are. Dă-i credit inteligenței și sensibilității lui. Nu te radicaliza înainte. Nu monopoliza tu anumite lucruri. Trebuie să-i spui. E o frăgezime acolo. Tineretul nostru, copiii noștri trăiesc niște traume infernale. Orice încercare din asta de a fi așa va da rezultate negative. Vă spun din proprie experiență. Și nu mai cu copii, că vorbesc și cu studenți. Cât de greu mi-a fost să le mut reperul valoric în altă parte, la lucrurile autentice. Când au venit la mine, la ce filme se uitau și după 2-3 ani, ce cărți citeau, la ce filme se duceau. Asta nu se face peste noapte. Și nici nu se face pompieristic așa. Când se duce în Occident și el este supus unei informații din asta, unei lumi de termite din asta supra-specializată, el trebuie să facă față. Sunt creiere extraordinare în România care, cum să zic, fac față la lucrurile astea, numai că le lipsește exact educația asta de dedesubt, cum ar zice americanul, underground-ul. Ei, acolo stăm noi slab. Și am sentimentul că noi înșine trebuie să ne educăm pe noi ca să putem face față la ceea ce vine. De asta am spus că nu trebuie să ne clintim, dar nu în chestia asta de rigiditate, de demnitate și de forță, de potențial. Că lucrurile Dumnezeu se văd. Deci aici am mare grijă. O mare grijă. Nici în două, trei cuvinte poți să-i spui. Băi, vezi tu chestia asta? Uite aici. Nu poate fi înlocuit. A trebuit 30 de ani să-și dea seama. Și aia e bun. Și telefon mobil, că vorbim, nu excesiv. Tu călare pe el, nu el călare pe tine. Scurt. Tata mi interzice să fac? Nu. Ți-am spus cam care este treaba. Cu urmă îl iau de mână și duc la o piesă, îi mai pasez o carte, spune și mie cam ce părea, că nu prea am înțeles capitolul ăla. E ciudat. Ia-l partener. Nu-l desfigura pe post de unealtă. E un aluat. Pentru că situația de acum este o situație de acum. Nu este copilul din anul 1975, din 1980. Este copilul din 2008, din 2007. În Constanța avem un radio creștin-ortodox. CNA i-a dat partaj pe frecvență cu sectarii. Ce ai de făcut? Era o glumă lui Toma Caragiu, într-un orășel. Eram un vânzător religios și un primar foarte orgolios. Și te ducea la ei, zicea, bună ziua, bună ziua, ulei aveți? Datorită Dumnezeu, ulei avem. Bună ziua, bună ziua, mălai aveți? Datorită Dumnezeu, mălai avem. Până când află primarul, zice, ce tot datorită Dumnezeu, când sunt eu primarul, răspunde aprovizionare. Și a doua zi vine unul, bună ziua, bună ziua, orez aveți? Datorită primarului, orez n-avem. CNA-ul ăla, cum se numește? CNP-ul ăla, ca cifre din astea, de UZ 1470, CNP, știi, imbecil, probabil. Așa, mai departe. Cum vedeți prezența profesorului de religie în școala românească? În primul rând, nu l-aș numi profesor, aș folosi mai, mai degrabă cuvântul dascăr. Adică sunt profesori obișnuiți, iar nici nu e profesor de religie, este... Așa, ca și cum deschizi geamurile și intră aerul curat. E o chestie care să se simtă bine copilul. Să zică că a venit bunicul, îl bun. După ce a trăit așa, că totuși materiile sunt mai coercitive, mai nu știu ce. Eu l-aș face sub formă de povești. Ea sub formă de întâmplări extraordinare. Sunt niște povești în pateric nemaipomenite, povești atonite, nemaipomenite. Să le spună povești. Să, cu cât crezi mai mare, să implice în chestia asta, în comentarii, în discuții. Păi este, cum să zic, dacă te duci și zici așa, măi, avei grijă, mâine știți tot Sfântul Antonie cel Mare,
Psalmul 14, 15, pe tine afară. Am mai știu pe cineva care zic că dacă învață pe tine afară, dă-și bani. Deci, dresură de genul ăsta, nu. Profesorul de religie nu face dresură. Hristos n-a dresat pe nimeni, a eliberat. El eliberează. Se bucură de copilăria lui, se bucură cum am bucurat eu de mersul ăsta. Am să vă spun următoarea treabă. Eram la Teatrul Național, cum te învață Dumnezeu printr-un copil, și era Moș Crăciun, un coleg de-al meu, așa, mascat, și plină sala cu oameni și cu copilași ăștia, și veneau toți dresați, așa, zicea Moș Crăciun, câți ani ai? Deci ai 6 ani. Și o poveste, o poezie lui Moșu. Aia cățelul cu părul greci, bravo, bravo, uite, ai jucărie. Vrea altul. Și merge așa, trimise părinții așa, niște trimise roboții. Câți? 7. Pune o poezie. Doamne, și vine unul care avea vreo 5 anișuri și tremura de spaimă. A văzut și sala încremenit. S-a uitat și la Moș Crăciun, s-a speriat și de Moș Crăciun. S-a speriat și Moș Crăciun pentru prima oară de toată chestia asta. Și a zis Moș Crăciun, câți ai așa? 5. Era o mirare fundamentală, a văzut 1000 de ochi. Ăia nu mai se mirau, ăia erau dresat. Nu vedeau nimic decât poezia și pămătușa acasă. Că te calc în picioare dacă nu... Ai avut o... Atrapă din aia că... Ăsta era de o puritate, ăsta se risca, domnule, existența asta făcea infarct. Am zis, așa, da. Și știu o poezie? Da. Am văzut? Și noi toți simțeam cum ne îngheață și nouă măduva spinării ușoare. Și vezi, rândunele se duc, se scutur frunzele de nuc și... Și a început să țipe la noi. Să uită la Moș Crăciun. Și! Și Moș Crăciun pentru prima oară era zis, nu știa. Și! Și noi toți am devenit responsabili, nu știa niciunul versul. Și! Ne-a băgat o panică. Și! A venit toamna. Și iată, mi-a zis, și iară vorbea și iară a pus un și. Și! Și noi toți transpiram, zic, Doamne, să mai... Crezi la al treilea și eram morți, copleșiți toți, a ieșit cu aplauze. M-ați înțeles? Ne-a responsabilizat. Ăla era viu, ăla era trimisul lui Dumnezeu, restul era dresură. Eu așa-și face lecțiile. Copilașul ăsta care până a dus aici a înghețat, a dat până la zbunat pe Sfinției sale mie și până când a plecat a zburdat. Ăla să-l vezi. Ambele să le vezi. Că l-a trimis aici să-și facă el ritualul. Că și cu asta. Asta este, să ai ochi să vezi. Copilașul ăla făcea, asta este natura vie. Călcă tu în picioare chestia asta conform cei mai importante, metodologia sau sufletelul ăla. Vine la Institutul de Teatru, doamne, teatru, parcă a căzut așa jos. E o treabă importantă, nu e, vă rog, foarte clar, metodologia. Un loc și aia toți săraci și devine așa. Le-i și frică, se plăștesc. Eu am predat la pedagogi ăștia aduși din țară, 600 de ani și am întrebat prin 92, ați fost la teatru? Zic, ați fost la teatru? Bine, întrerup cursurile, vă aștept pe toți la teatru, i-am băgat pe toți, era să mă dea afară aia, la teatru. I-am băgat pe toți, prin spate, pe la teatru. A doua săptămână m-am întors, ați fost la teatru? Bine, mai venit. Dar să vedeți unde este geniul neamului ăsta. Că zice, domnule, sunt handicapați mentali. Din toată țara erau. Erau tineri, 20 de ani, dar luați săraci, din toate județele țării astea, așa. Și presupune că aveam un grad de inhibiție, au zis, vine și actorul lui Pește, ăla... Cine știe ce-o fi fost dacă mă gândesc ce a fost în căpșorul meu? A, păi ce în căpșorul lor? Când vedeam un actor, sau vedeam, erau niște timidități, niște inhibiții. Și după 3 săptămâni, tot i-am dus la teatru, la teatru, la teatru și după o lună m-am văzut cu ei. Am avut un spectacol mare cu niște mari coreografi, cu Gigi Crăciunău și cei mai mari coreografi din Europa. I-am băgat prin spate, stăteau pe scări. Și zic, ați văzut chestia asta, deja se detenționase. Vreau să vă spun, cele mai inteligente și cele mai sensibile opinii pe care le-am cunoscut în viața mea. De la muții ăia! Muții ăia au clocit-o în interior și au scos perle. Nu vă grăbiți în procesul acesta.
Eu nu m-am grăbit să condamn, pentru că știam și o lecție de la alți pedagogi. La Dulme, că îmi spunea mie Bibanu și că vezi, zicea una și că, domnul Rădulescu, Purică, nu, nu, el ține tot timpul ochii jos, un asistent. Și nu, eu îi dau 2. Și el a zis, eu îi dau 10 pentru clipa aia când îi ridic. Ăla era un cretinoid. Este un mare artist. Un mare profesor că își adulmecă marfă. Și îl găsești și stupiți, și lichele, și nenorociți, dar și geni. Asta este, asta e profesia noastră. Eu lucrez cu oameni, cu material uman. M-a întrebat unul și că, domne, dar de ce ai făcut recitalul Visul, ai luat premiul, mare premiul a Statului Unite, mai știu ce, de ce l-ai jucat așa târziu în România? M-am antrenat în străinătate din respect pentru poporul român. Păi vă spun sincer, ochi mai agil, nu te iert. Pentru că toți am fost cotonăgiți și atunci ochiul merge. N-ai dincolo, te mai duci, mai te duci cu... Dar aici ești între ei tăi. Nu se zice că greu, nu-i profet în țara lui, nimeni. Păi am reușit să fiu acolo de 2 ori, voilà. Hai. Care este rolul educațional al monahismului românesc astăzi? Pentru asta ar trebui să vorbească un monah. Nu e treaba mea. E ca și cum am întrebat pe un monah care este rolul educațional al teatrului. Da, în formarea monahilor. Cum să spun, ceea ce știu eu că monahismul românesc este foarte puternic. Personal, cunosc foarte mulți monahi de o inteligență și de o trăire scripitoare și poate ăsta e darul lui Dumnezeu, că ce pot eu să spun în calitatea mea de creștin, atât, nu mai mult, că monahismul în România este de o frumusețe interioară extraordinară și că e un paradox în lumea creștin, chiar creștin ortodox și ca număr se pare că sunt cei mai mulți, dar nu la număr mă refer eu, la multe calitate. Da. Mai departe nu comentez, pentru că nu e cazul. Întrebare simplă. Ce este o icoană? N-ați văzut emisiunea aia cu icoanele? Am văzut-o. Dom'le, ca să definesc eu față de dumneavoastră o icoană, este o impietate. Fiecare știe cu... E, cum se zice, ce frumos se spune în Biserica Ortodoxă, realitate ființială. Adică te și privește, o privește, duce-te. Cu bezmetici aia care erau pe acolo, și aia, eu le-am zis, acum să vă spun sincer, musulmanii, sau nu musulmani, nu știu, da, musulmanii se băteau cu ăștia genovezii și au înconjurat cetatea unde se tăiau baricadați. Și la un moment dat a făcut unul ciumă. Și până a făcut al doilea, al treilea, și ăștia au început să catapulteze ciumați peste gard la aia ca să moară și de ciumă. Aia era emisiune. Eu eram între ciumați. Deci au început să catapulteze ciumați la noi în țară. N-ați văzut că erau de Neandertal, cum mișcau cu mâine, cu asta. Iar ce a spus unul profesor aici, e de un bun simț românesc extraordinar. De ce mă întrebați ce este icoană? Du-te la biserică. Este perfect. Lucrul ăsta nu se discută. Vei trăi dumneata din definiția lui Dan Puric. Dan Puric are el intimitatea lui. Dumneata ai intimitatea ta, eu n-am niciun drept să intru peste intimitatea ta. Pentru o femeie în vârstă, icoana înseamnă ceva, pentru un soldat, pentru... Să vedeți unde vin toți... A, trebuie să vă spun asta, că m-ați provocat. Am fost în Australia și deasupra oceanului indian, furtună. 5 ore. Am venit galben, s-a vomitat 5 ore. Deci ne-a prins un avion cu 365 de persoane. Erau budiști, rugau în toate, aia, plecau pe acolo. 5 ore, după 5 ore, deci s-a vomitat, eram alb, toți dispăruseră, eram un neam, ți-aș cu toate, cum te mănâncă rechinii, cum ești, nu, vă dați seama, la 10.000 de metri, ste hâțâne, 5 ore. Și s-a zis, ting-tang, a trecut furtuna. Mâncarea. Mâncarea se dă ca să te putească nervos. S-a dus acum mâncarea
să vedeți cum a salvat pe mine Ceaușescu. Imaginea lui Ceaușescu. Dom'le, după 30 secunde după ce am dat afa cu mâncare, a căzut avionul în gol 1500 de metri. Buf! Și s-a auzit un răcnet biologic, tava a sărit în sus, eu am prins orezul, zic, mor sătul! Și am fost singurul din avion care mânca orez cu tava în cap, evident. Toți aveau tava pentru că am stat la cozi multe, la ulei, la orez, la asta, știți? Zic, nu, fac! Acum, de ce v-am spus chestia asta? Să vedeți cum am învățat pe niște babe din Timișoara ce înseamnă creștinism. Niște babe. Era avionul care pleca București, Timișoara, Timișoara și Caga. Și în Timișoara au urcat niște babe din alea de cacă, fofolite, parcă erau din filmul Cacoian, scuză la grecu, grase, negru, cu papornițe. Și eu zic, uite, domnule, zic, strică imaginea. Eram și eu cu creierul luat cu imaginea României, cu prostia asta. Cu papornițe, zic, strică, mergem la Chicago. Bă, s-au urcat 30 de babe în avion. Și când avionul se coboară așa cu vreo jumătate, ne dau aia extemporal, cine ești, ce faci, ce ai făcut de la 1877. Și au venit babe la mine și că maică scrie că eu nu știu, n-am, câți copii ai mai? 8. Mă știu ce, născut 1870, erau din aia străvechi. Dom'le, și baba se ținea de aia, că a curata mergea cu avionul. Deci nu e șofer de probleme. Și a început să se zgâlce avionul. Dar tare de tot a intrat și ăștia răzut și au pus seama și bam, bam, puneți-vă centrul de siguranță, nu știu ce, trecem printr-o, baba nimic. Și zic, mă, babele, acolo călare pe mine, eu eram verde la față, mai știu ce, și zic, mamă, zic, stai jos, mamă, zic, e furtună și zic, da, lasă, mamă, m-am făcut o cruce la Dumnezeu, ajunge, restul nu mai insist. Bine, păi nu înțelegeți că a zis că nu mai insistă. Zice, bă, iuhoho, imahai, iuhoho, nu de, Doamne ajută, hai, scrie acolo, bagă. Ăsta-i creștinismul, asta este rezistența neamului ăsta. M-a făcut baba de râs? Eram un puric. Tremuream acolo, m-a învățat demnitate creștină. Zici, nu insiști, odată. Ce face cereri mai multe ca la Comitetul Central? Asta e cu icoana. Baba era o icoană. Hai. Ce înseamnă a fi român? Hai că mergem bine. Astea sunt rezultatele televiziunii. Dom'le, nu există emisiune mai schizofrenică decât aia, cel mai român dintre români. Mi-a zis câte o mătușă isterică venea în față, avea în 5 ani. Pe cine iubești tu mai mult? Pe mama sau pe tata? Și în capul meu era o nebuloasă, că eu țineam la mă, se făcea întuneric. Dar de ce mă întreba, mă, așa, din asta? Și am zis, dom'le, fiecare român mare e o piatră într-o apă tulbure pe care ne-am pășit ca să trecem nenorocitura asta de viitură. Cum faci, mă, tu ierarhică, mi-a zis unul, domnul Puric, un copilaj de la Tonița, din, nu Tonița, liceu de arte din Timișoara, e ca și cum îl pune la 100 de metri garduri pe un doctor, un atlet și un pianist. Sunt cretini. Adică, și asta e o confuzie. Au făcut jogging cultural. Bine, aș da voie Mitocanu să voteze. Eminescu, Guță, Brâncuș, Adrian Copilul Minune. Adică, e democrație, toți avem vot, mașină de vot, păi dacă și de mine n-asculți, păi de ce n-am părit, nu sunt om. Ești, dar mai stai mai tare la coadă, că este o ierarhie, că nici Odan Puric nu sunt egalul lui Petre Țuțe. Adică e ierarhie. Hristos era peste apostoli și Dionisie Areopagitul face ierarhie la îngeri. Păi, tăticu, e ierarhie. Nu ierarhie să trăi șeful de slugă. Numai. E o ierarhie valorică. Biserica înseamnă ierarhie. Școala înseamnă ierarhie. Pentru că îi fac un profesor, auzi, bem o bere, hai, e autoritatea profesorului. Eu nu mi-am permis niciodată față de așa ceva. Este autoritatea tatălui. Cum îți permis tu? Și a, vrei să-ți căsăpești copilul? Mă, nene, nu ți-a zis nimic. Deci cunoști două variante? Cu bolovanul în cap și cu democrația? Dar tu nu cunoști chestia asta de ierarhie? De respect, de cuvință. Ce înseamnă român este să nu fii ca 80% din ce este în țara asta. Nu o zic ce vreau. Am mai lăsat de la mine. Da. Rolul visat și încă nejucat.
Dacă mă întrebați acum 15 ani, ziceam Hamlet. Dar acum m-am maturizat. Acum, cum să spun, chiar mă gândesc ce să joc. De fapt, nu mai vreau să joc. Vreau să fac... Bine, e greu pentru că dumneavoastră n-ați putut vedea la televizor ce fac eu, decât ceea ce spun. Și oricum, un spectacol televizat pierde enorm de mult. Enorm, nici nu se... Dar dacă ați venit să vedeți Visul, Don Quixote, Made in România, Hicsul Leone și alte spectacole, atunci nu m-ați mai întrebat ce rol vreau. Nu se poate veni din cauza cretinilor. Pentru că nu e vorba despre asta. În primul rând sunt niște costuri inimaginabile care ți le bagă la transport, la asta, și nimeni nu face, nu se mai suportă transportul, a devenit îngrozitor de schimb. Eu vreau acum, după turneul european, să propun Ministrului Culturii un turneu în țară ca să cunoască lumea, domnule, să vadă lumea. Eu nu pot să dau decât în București, pe sectorul 2. Atât. Și să dea, ei, când le cer fonduri, știți, noi avem un buget care se alocă, cum se împacă. Și atunci eu cu cretinii nu vorbesc. Presupun că voi găsi o posibilitate, apropo, pentru domnul pe cont propriu. Da, vedem, discutăm, concret. Vine domnul și fă și aici, nu mai da mai din gură. Cum mi-a zis unul, ci că tu cântaci, nu te mai oprești. Ce personaje din cultura română sau istoria română credeți că ar trebui prezentate tinerilor ca personaje de urmat în viață, dar din cea universală? Păi, în primul rând, să ne uităm în grădina noastră, pentru că asta ne doare cel mai tare. Dacă copiii ar citi memorialistică, dacă... Eu personal mi-am îndreptat coloana vertebrală când am văzut pe Petre Țuța la televizor și cred că și dumneavoastră sunteți în asentimentul meu că ați văzut un mare român. Sunt oamenii care au trecut, au suferit prin pușcării imens. Sunt, în primul rând, cei care sunt acum mari duhovnici ai României. Sunt modele extraordinare de demnitate și de curățenie sufletească oamenii ăștia. Un Iustin Pârvu, un Arsenie Papacioc, de o tărie și de o fibră uriașă. Uitați-vă pe părintele Arsenie Papacioc, la vârstă cum vorbește. L-ați văzut care nuanțe, că vorbește așa pe după cireși, dă din cap? A fost cineva așa, pe la noi prin politică, care vorbea așa tot timpul. Și am zis, dacă bunică sufura găini. L-ați văzut cum stă, ca un brad. Uitați-vă la părintele Iustin Pârvu, astea sunt modele încă vii. De demnitate și de forță și de discreție a forței. De inteligență cristică extraordinară. Asta se debată. Lasă pe copil acolo să vadă, că se joacă cu mașina și îl vede, că el face. Și brâncovenii nu mai vorbesc bine, deja intrăm în istorie. Adică sunt atâtea modele că dacă știți ce se întâmplă, eu chiar în pietate. Asta este chestie care deja, eu v-am spus așa, pot să spun, de cei care au fost Ion Gavrilo Ogoreanu, Mircea Vulcănescu, Tudor Greceanu, Corneliu Poposu, Ion Ianolide, Ion Ioanide, numai cei care au... Și nu vorbesc de istorie, vorbesc de brâncovean, de martiri. Știți cum a murit omul ăsta care este sfânt? A fost showbiz când a murit. Erau ambasadorul Britaniei, ambasadorul Franciei și a văzut un spectacol foarte frumos cum se decapitează un domnitor valac cu copii. Era un show, un fel de Michael Jackson. Și acolo, ca zi de France, a scris că nu și-a plătit dările. Nu că era un martir creștin. E, când vor înțelege ce a fost brâncoveanul, atunci stăm de vorbă cu ei. Nu ne spun ei nouă ce am fost noi, sub nicio formă. Și cu orice risc. Când vor înțelege, pentru că și am înțeles ce a fost cu ei, nu vin informațiile numai de sus în jos, mai pleacă și de jos în sus. Și asta este un lucru de demnitate națională. Zicea Emil Racoviță, specia care se adaptează total este programată să dispară. Păi nu mă adaptez total. Te filtrez. M-am săturat de cor comunist, nu vreau cor comunitar decât cu anumite condiții. Asta înseamnă să fii om de stat. Intrăm în constructul acesta selectiv. Are această țară potențial agricol uriaș pentru toată Europa? Știți că țara poate să fie hrănită de 3 ori? Știți cu ce producție mergem? De la 3 județe, restul se fură. Restul se fură. Țăranii își bagă grâu în sobă. Că există un anormal, triță, făniță, fărămiță, nu știu cum îi cheamă pe ăla,
îi fac comisioane. Nimeni nu-i responsabilizează. În București asfaltează de 5 ori pe an. Nimeni nu-i responsabilizează că este banul meu. Nu este curea de transmisie. Asta înseamnă. Poporul român trebuie să învețe să reacționeze. Dacă ești pus în capul, trebuie, bă, băiete, ai o responsabilitate. Ce faceți voi? Vă certați pe doctrină de partid când copilul e bolnav? Dacă copilul meu e bolnav, chem 5 doctori care fac probleme de deontologie medicală, dom'le, moare copilul, dom'le. Fă, dom'le, ceva. Îl tratez eu. Pedagogia este un act de instanță de a salva neamul. Eu credeți că stau pe metodologii de sisteme să-i predau studentului de 23 de ani după ce are creierul făcut praf, l-au tocat aia în institut, l-au făcut. Și, Doamne ferește, nu vreau să blasfemiez tot institutul. Sunt și acolo profesori, dar sunt minoritari. În rest este o grabă ca să iasă unde? Ies 5.000 de studenți pe an care se duc teatrele, sunt închise, televiziune, sunt ordinerite. Luate de toți securiștii, ei ne fac programe, Evanghelia la de Revelion, cum îi cheamă. Eu așa se spune, că e unul cu Evanghelie pe aici, un nefericit, dar face din aia spectacole, nimeni nu face studii de antropologie pe cortexul lui. Dansează tot. De Revelion. Dom'le, dar duceți-l, dom'le, de aici, dom'le. Duceți-l, dom'le, că râdea cu lacrimi când văd așa, manifestări din astea. Bietul popor român își găsește, eu nu zic să simt toți, totuși e concertul de la Viena. De ce nu face el acolo în sectorul 3 la Viena? Să-i vadă pe austrieci așa. Au ștaif, au nobleți. Și neamul acesta are nobleți. Iertați. Mă scuzați că intervin după domnul Campoi. Poate că nouă ne lipsește un lucru la momentul ăsta. Prea multă vreme ne-am pliat, prea multă vreme am fost flexibili și parcă am uitat să ne frângem. Sunt situații în istoria unui popor când trebuie să te frângi. De exemplu, fiica mea mă întreabă pe mine ce s-ar fi întâmplat, ce aș fi făcut eu în 1940 la dictatura cu Basarabia. Și aș fi spus, cea mai mare eroare din cea mai mare păcat pe care îl ducem cu noi, ca nație, este acesta. Că n-am tras un glonte, ca să păstrăm o bucată de țară și că dacă ne împotriveam, rușii veneau totuși până la Prut, nu mai departe, și mureau 10.000 de oameni, 20.000 de oameni. Ce contează 20.000 de oameni în istoria unui popor? Lucru care astăzi nu se mai înțelege. I-am întrebat pe studenții mei să-mi spună un lucru pentru care ar fi gata să-și dea viața. Niciunul n-a găsit un motiv pentru care să poată să moară în clipa aia. O ființă, o idee. Păi nu am, domnul profesor. Nu mai e țară identitate. I-a zis un băiat, un șofer de taxi pentru cetate. Mai e țara mea. Ăla are moșie acolo, ăla are moșie. Și eu i-am completat fiicei mele. Și chiar dacă eu eram între aia 20.000 care mureau, și tot merita prețul. Poate că am uitat ce înseamnă sacrificiu. Poate că am uitat ce înseamnă jertfă. Poate că ar trebui să învățăm pe copii cuvântul jertfă. Aici, domnul profesor, permiteți să vă spun ceva. Nu se poate jertfi nimeni în clipa de față și sacrifica pentru că nu mai e o țară. Ei nu mai au sentimentul proprietății. Eu las lucrul ăsta fiului meu. El îl are. Dacă vine o puș la mașină și îl ia, el are pentru ce să se lupte. Noi suntem desproprietăriți. România este plină de proprietari falși. Copilajul ăsta de 20 de ani simte perfect pentru cetate. Pentru ce? Că se văd pe aici vilele alea de la Pipera, cu pământurile luate, cu lacurile, cu delta împărțită, cu munți împărțiți. Pentru ce? Înainte, țăranul român avea pământ. Tatăl meu, bunicul meu, a fost primar de Cernavoda și a avut 500 de hectare. Și a fost expropierea pe vremea lui Ferdinand pentru țăranul român și mi-a zis, în familia mea s-au dat 200 de hectare și nu s-a zis nimic, pentru că era pentru țăranul român. Țăranul român s-a dus pe front, am văzut aici și statuia care aveți pentru Doroban, mai știu ce, s-a dus pe front și regele a zis, pământ. Oamenii ăștia aveau pentru ce, din familie în familie, creștea averea la treia, o generație spontanee de haimanare care s-au îmbogățit, n-au niciun acces sărace, de trebuie să ducă la căpșuni. Pentru ce? Întâi trebuie creată identitatea țării, proprietatea. Un american își dă sufletul pentru America pentru că are proprietate. Nu se poate merge sentimentul ăsta legat în general. Este ca europatriotismul.
pare rău. Dialoghez, mă rog, cu domnul Dan Pâri, nu suntem pe poziții divergente. Eu cred că construcția ar trebui să înceapă din noi înșine. Și v-aș spune, v-aș da ca exemplu, un mic exemplu așa la care să ne gândim. Nu știu câți dintre dumneavoastră au văzut o tundere în monahism. După ce se termină tot, toată lumea îl întreabă pe proaspătul monah, cine ești tu? Cine suntem noi? Construcția trebuie să înceapă din noi. Știm cine suntem? Știm unde mergem? Dacă da, există o șansă. Dacă nu, abia atunci suntem pierduți. Da, eu iau aspectul următor. Dumneavoastră, după această conferință, mâine și eu, la rândul meu, mă duc în oceanul ăsta, în balta asta socială. Este foarte greu să te ții drept și demn într-o majoritate zimintită. Aici, sigur că efortul trebuie făcut colectiv. Și să știți că nu discuția cu mine, ci genul acesta de discuții, indiferent cu oricine, bazate pe autentic și pe sinceritate. A zis foarte bine în preasfinția sa, nimic nou, dar în altă modalitate. Eu am venit să vă spun că am diagnosticat o stare și mă lupt cu ea. Eu nu pot să-i spun copilului pe care eu să-l pregătesc, zic, eu de la început zic, nu pot să-ți dau nimic, că n-am bani. Te învăț profesie. Te învăț cum să te desăvârșești, nu pentru un spectacol, pentru toată viața ta. Asta este tot ce pot să-ți dăruiesc. Stai cu mine sau nu stai. Mai târziu Dumnezeu îți va da. Teatrul nu îți va da. Te va pune funcționar, intri pe un registru penibil, televiziunile sunt confiscate de promiscuitate, cinematografia este, vedeți noastră ce filme se fac, mai au și premii, cu curve și cu aurolaci. Ne aplaudă, că trebuie să fim înghesuiți. O, ce, bă, critică socială, perfect. Numai asta a văzut. Și mi-a zis, dar dumneata ce vrei, cântarea României? Nu, domne, vreau o poveste autentică despre neamul ăsta. O poveste frumoasă, de vitalitate, de forță, de inteligență. De ce mă ții, domne, mai cu informații, cu prostituate și cu aurolaci? Pentru că așa vrei tu ca eu să fiu văzut dincolo. Că asta e imaginea care se cere. A venit Mitterrand aici de la TV Sank și 9 ore au transmis în direct groapa cu romii din Cluj. Dom'le, n-am nimic în vădere. E un fenomen social. Foarte bine. Sunt și ei oameni. Nimeni. Dar care este procentul? Intelectualii au vorbit 2 minute. Și i-am și spus, sunteți dintr-o țară civilizată. La revedere. Au revoar, mesiu. Spune-o dumneavoastră în față. Bă, aveți normă? Aveți normă să deprimați chestia asta? Pentru că asta se cere. Unde se cere? Și așa spun și cretinii ăștia la televiziune. Are rating. Dar mă, ai încercat altceva? Uite, în materie de divertisment, ați încercat altceva? Dați voie unor oameni să facă. Nu, dumneavoastră, canalele sunt astupate. Dar, mă rog, asta este o discuție care se poate dezvolta într-un fel. Cine are interes să elimine ierarhia valorică din acest popor? Căci la aceasta asistăm inclusiv în sistemul de învățământ. Ca să distrugi un popor, îi distrugi economia, îi distrugi armata, învățământul, părmea se lovește în biserică și neamul e terminat. Astea sunt etapele. Învățământul este unul dintre cele mai vulnerabile lucruri de susținerea unui neam. Păi toți au interesul. Asta trebuie să fie un fel de no man's land. Un fel de tampon, așa, de frontieră, în care dacă ar fi bine să fim un fel de yes man din ăștia, să trecem ca gândaci, așa, ca găine de crevedia din stânga în dreapta, bun de consumatori. N-ați observat că am ajuns la nivel de consumatori? Noi nu putem fi producători, că n-avem creier. Da, consumatori și producători de gunoaie, da. Și consumatori. Lumea nu știe că se fac și experimente cu antibiotice, până, care dincolo nu sunt omologate. Ce se mai fac acum și cu plantele modificate genetic și în loc să le interzică să facă chestii de genul ăsta, nu niciun fel de reacție. Nu mai circul cu gripa aviară, care a vrut să... Nici nu se știe, nu vedeți că sunt chestii ciudate, nici nu știi cât este adevăr și cât nu este adevăr. Îi responsabilizează cineva, e alba-neagră. Vorba lui băbuța aia, 2 oameni în alb care nu omoră găine. E perfectă, că baba știe, stai bă, nu a dat boala pe aia numai acum. E o problemă. E o problemă să degenereze economia unui neam. Sunt jocuri, sunt scenarii, sunt... Vreun șmecher din ăsta care mă ascultă acum o să zică, știi ce, dumneata suferi de scenarită? Nu, domnule, dar se fac.
lucru de genul ăsta. Ca să deprimi un popor. Îl faci ori violent, ori în doze homeopat. Așa, creșteți-vă dumneavoastră un copil de la 5 ani și spuneți că e oligofren mental. Dă-i peste mâini tot timpul. Poate vrea și el să facă un avion de hârtie. Păi mai scapă și o ceașcă cu lapte jos. Ia la șuturi. Ăsta e poporul român. La șuturi. Luat tot timpul. Au o perioadă așa interbilică. Ba, 600 de ani de otomanism. Ba, ruși în cap. Ba, tot timpul primești lecții. Venere, dar din partea asta nu vine chiar nicio inițiativă. Chiar așa sunteți. Numai voi știți cu know-how. Noi am rămas cu how-how. Adică e o chestie nu de țâfnoșeni, e o chestie de probitate. Învățați dialogul și din partea asta. Deci interesele astea, după părerea mea, sunt interese internaționale, de tip colonialist, și asta nici mai discutăm. Și doi, bazate perfect pe nesimțirea clasei politice. Și pe incapacitatea lor, repet, poate că printre ei sunt oameni care își dau seama, sunt minoritari. Asta ne trebuia nouă acum. Ia gândiți-vă dumneavoastră, noi avem probleme cu icoanele, nu? Adică e problemă fundamentală. Când, dacă mergem într-un spital, vedem cum urcă gângănile pe perfuzii. Spațiul sanitar este infect. Învățământul este la pământ. Pensionarii mor, sunt condamnați să moară acasă, n-au cu ce să-și cumpere medicamente. E problema icoanelor. Mâinilor se mai găsesc altă problemă. A găinii chioare de un ochi. Au probleme oamenii ăștia. Până fiind specialiști, se adună, fac mese din alea ca în trib. Discută și până discută, n-ați văzut, fac mese rotunde la televizor. Și alea de regulă moderate de niște golani din ăștia, dacă ai văzut la postul de televiziune, care te întreabă așa și, adică ei cultivă mișto. Și ce crezi? Și mă atași și zici și tu acum. Și zici și tu și un limbaj din ăsta ordinar, un amestec. Un amestec în care ierarhie făcută praf. Eu cred în scenarită. Și din punctul meu de vedere, ca om aparținând sistemului, eu vă spun că la momentul ăsta se desăvârșește distrugerea învățământului românesc. Și învățământul, indiferent, de la grădiniță până la Academia Română, este un sistem cu inerție foarte mare. Odată distrus, o să trebuiască 50 de ani să fie pe picioare. Îl distrugi în 10 ani și trebuie 50 de ani să fie pe picioare. Și pot să vă spun ce urmează. Că s-a început în 1990 cu agricultură, cu industrie, cu tot ce mai era. Acum se distruge învățământul și urmează ultima țintă. Monahismul românesc. Asta este următoarea țintă. Dacă reușesc să pună păchituși, să aducă la tăcere, să reducă la tăcere monahismul românesc, și-au atins ținta. 100 de ani ne lasă în pace. Că știu că nu ne putem ridica. Dumnezeu nu o să îngăduie dacă noi o să merităm. Noi nu trebuie să stăm, să așteptăm să facă bunul Dumnezeu ce ar trebui să facem noi. Părerea mea, să mă iertați, că sunt părinți în sală. Știți cum spunea un Sfânt Părinte? Fă tu doi pași, că Dumnezeu face 10. Păi să facem acești doi pași. Și să spunem pe aici, nu se trece. Să ajungem la această luciditate civilizată și să le spunem. Eu am spus unui mare din ăsta european, aderăm, dar nu intrăm. De ce? Nu faci cerul scuze. Mata mai da pe un șervețel pe care scria pentru dumneata a fost erou de război, pentru mine a fost criminal de război. Pentru 55 de ani pe dumneata pe șervețelul la care a dat alcoolicul ăla de Stalin m-ai vândut cu neam cu tot. Nu faci cerul scuze. Să vă cere scuze în fața neamului românesc, a fost o experiență de 50 de ani. Până discutăm. Discutăm. Aderăm economic. Dar nu intrăm. Asta este iertarea creștină. Nu se spune că eu nu sting feștii la aia care abia mai... sau nu distrug trestia care se sfărâmată. I-ați văzut cu inima distrusă. Că ce v-am făcut noi după o conflagrație mondială? Nici pe mine am zis, pieptănați, alergați! Aveți niște nouă, uitați extemporal. Cu ce ocazie vii dumneata și îmi dai mie? Și cu niște nefericiți săraci în cap să gestioneze. Nici nu trebuie să condamnați. Incapabil la ce se fura în forță. Ce a văzut el? Că taxul fura, ăla secretar, furau toți, mințeau. Au făcut și el, o facem noi, domne, facem economie de pietru. Niște nefericiți. În iertarea creștină, când vii cu inima zdrobită, se spune că reîncepe o lucrare nouă, chiar mai puternică. I-ați văzut cumva pe ăștia cu inima zdrobită? I-ați văzut pe ăștia care ne conduc pe noi de 18 ani ca ochiul îngrijorat?
De ce se întâmplă? E și foarte greu. Pentru că în capul trebuie, baza este virusată, v-am mai spus. Aici este o chestie de masă critică. Un popor care a votat cum a votat, vai de capul lui. În confuzie, este momentul de întoarcere. Și numai învățământul conștient și cu opoziții și cu amendamente puse foarte clar. Nu cu gargariseală în Parlament. Cine dumneavoastră? Știți cine răspunde la cultură pentru mine? Pentru destinul meu. Avem doi deputați, Ion Dolănescu și Irina Loghi. N-am nimic cu ei, să dea Dumnezeu, sunt cântăresc foarte bine. Eu te întreb ce gândire culturală ai dumneata. Am respect, sunt cântăresc foarte bine. Ce gândire culturală de sistem ai dumneata? Ce propui dumneata, dumneavoastră, în Parlament? Pentru noi, pentru breazla asta. Când oamenii de art, învățământul, armata invizibilă a țării, ce a spus domnul profesor este tragic, așa este. Îl distrugi în 10 ani și ca să le faci să trebuie dacă te mai lasă ăștia în pace. Cum ne putem manifesta când conducătorii ne dezamăgesc? Să luați conducerea. De ce o dați tot timpul, îi mandatați? Să creați centre de putere prin personalitatea dumneavoastră. De ce vă puneți mântuirea într-un om? De ce nu vă puneți mântuirea în credința dumneavoastră că sunteți Fiul lui Dumnezeu? Asumați-mă dumneavoastră. Eu îmi pun mântuirea în Ministrul Culturii? De la Suzana Gâdea până acum am avut numai semi-mântuiri. Eu mi-am făcut treaba. Sigur, cu scandal, cu certuri, cu m-au spus că-s nebun, că-s mistic, ba, că sunt nu știu cum, ba, că... Foarte bine, mi-am făcut treaba. Am dat rezultate, mi-am reprezentat țara. Am scos niște copii, profesioniști. Că m-au dus la sapă de el, dar m-a făcut treabă. Și aștept să mă mântui pe mine, mie mi-a zis Ministrul Culturii că are bani să zugrăvească toate. Zic, perfect. Dacă să plătiți performanța, n-aveți bani. Ca să-i văd pe nenorociția la televizor și că nu e atribuția mea. Zic, dacă să fiu egal cu încă 80% din teatru care sunt incapabili și au salarii mai mari decât ale mele, asta la fel. Dumneata nu știi ierarhie valorică. Dumneata învăluiești teatru. Ești perfect, tăticu. Succes și la revedere, i-am zis. Așa se discută. Ai primit fonduri. Dom'le, fă o reformă, domn'le. Dom'le, n-am un profesor universitar și își cumpărea covrigi acolo și era să mă calce cu jeepul, doi cretinoizi de genul ăsta. Ăla își dă sufletul să crească studenți, ăla își dă sufletul pentru elevi. Ăla are grijă acasă de electrică, de mama bolnavă, de nu mai știu ce. Și am zis probleme, nu am zis probleme. Noi o să le... Mai vin trei specialiști financiari, care dau din cap așa, da, problema este de inginerie financiară. Mă, cretinoidule, tu cum ai fost crescut? Propriul tău copil crezi că dacă duci la bursă dincolo, pe ce teren se întoarce aici? Dumneata ești așa clonat din altă parte. Mă întrebau, dumneavoastră nu știți, au plecat din cauza minerilor în Australia. Hiperperformanți în cibernetică. Și ziceau, Dane, când să ne întoarcem? Zic, nu acum. Care au două mașini, două case, dar vor să se întoarcă acasă. Să facă ceva. Unde? Îl bag ăsta la butic. Un securist care zice, vinzi acolo ziar, m-a dus să pleci la firmă, la mine. Care firmă? Ce știi tu să gestionezi banii țări? Deci aici este o problemă. Păi ăștia vor să ne decepționeze încă 50 de ani. Îmi fac mie parastasul de 40 de ani și dacă tot se așteaptă să se... Nu, Dumnezeu, trebuie pus mâna pe treabă, cu o conștiință. Și cu gradul acesta de opoziție și de spirit critic. Indiferent, prin presă, prin televiziune. Nu certăreți. Că ați văzut, ei sunt primii la mahalagism. Tu îi vorbești de o chestie la nivel de sistem și eu te întreabă, și că da, dar n-ai nascut la haine. Nu, schimbat, vedeți și dumneavoastră, să-mi spuneți și mie din toate... Mă, cu tine, hai. De ce este interzis părintele Iosif Pârvu la TV și la conferințe? Păi, cred că am dat răspunsul la mai dinainte cu primarul. Trebuie schimbat primarul. Cum să zic, e inversiune din asta, patologică, da. Adică mai e și 88 de ani. El face naveta între Părinte Duhovnic și Sfânt, la fel ca și Părintele Arsenie Papaciu. Adică tu să fii în opoziție până când intri dincolo.
Ce porcării ordinare! Să le dea Dumnezeu pe măsura faptelor lor. Eu nu blestem. Dar vorba părintului Stim Pârvu, noi ăștia cu 15 ani de pușcărie, când blestemăm, nu le crește nici iarba de sub picioare. Să ai în țară așa ceva, când ăștia pot să fie învățători de neam. Păi zile mai margine, lasă, mă dau. Cine apare în locul lor? Toți nespălații, toți nenorociții, ăștia țin lecții. Ăștia care au confiscat principii naționaliste, sunt toți cu Biblii, tricolor pe ei, țărișoara mea, lumânări, roșu, galben și albastru, discursuri pompoase sub toate formele. Și oamenii ăștia care au suferit, oamenii care sunt în drepturi, sunt în toată. Cu aceeași modestie, dar poate asta este taina Bunului Dumnezeu, că de acolo le este forță. Ca învățător ala de țară care își face el treaba acolo. Dumnezeu nu uită. Nu există energie morală aruncată în zadar. Ceea ce se spune acolo este o ordinărie publică care trebuie amendată civil. Nu avem popor pentru oamenii ăștia încă. Avem o populație terminată. Un popor și-ar fi ridicat singuri. Noi nu mai suntem un popor, suntem o populație schilodită cu enclave de popor. Cu o conștiință pe aici, pe acolo, pe mai știu ce, atâta tot. Care trebuie să coagulăm pentru bunul Dumnezeu. Care e problema? Să nu îți pot spune valorile tale fundamentale? Cine îți ghidează ție ierarhia asta? Cine ți-o faci? Da, și vin model. Ultima întrebare este scurtă și la obiect. Dacă mai puteți veni la Constanța. Să vedem de tovarșul mai prună. Păi, să dea Bunul Dumnezeu să mai vin, să vin și cu spectacole, să ne mai și întâlnim. Ce mi se pare important e că dacă întâlnirea de astăzi aduce libertatea ca pe ceva firesc și că este un început de a gândi dinpreună altfel, atunci înseamnă că am realizat ceva. După cum v-am spus și mă bucur într-un fel că n-a ieșit o conferință plictisitoare, ci din contră sper că a ieșit o chestie că se poate de vie și care aparține acestei parohii care se numește România. Ar trebui să fie o constanță a unor întâlniri de genul ăsta organizate cu oameni de bună credință, repet. Pentru că dacă nu există o consecvență, dacă v-ați uitat așa, Mârlanu Mitocanu are consecvență. Veți fi bombardați tot timpul de jegoșești. Pe toate posturile de televiziune, peste tot. Dacă nu se creează planul 2 cu o consecvență a omului responsabil, a omului cinstit, a omului firesc, credincios, cum spunea și domnul profesor, a intrării în biserică firesc, a desconspirării sub aspectul societății civile, se întâmplă cele mai mari anomalii. Apar acum civili. Înainte erau membri de partid și acum apar civili. Păi uite, civili sunt și eu. Cum dintr-o dată o societate legată devine mozaicată. Într-un context în care Dumnezeu să mă ierte, dar n-a existat război confesional pe terenul acesta. Un act de sublimă înțelegere și de bun simț și de înțelegere ca la român, cam greu. Până și în zona asta, mă gândesc cu lipovenii care au fost alungați de ruși și cât de bine s-au înțeles. Să vedeți relatările, am citit documente. Documente ale lipovenilor, documente ale tătarilor, ale turcilor. Eu nu vă spun vorbe gratuite. L-au primit așa cu ale lor. Cu biserica, cu felul lor de a fi. Este un lucru extraordinar. De unde vii mă atac, mă pui la extemporal pe mine să dau? Că în chestia asta se trebuie extinsă. Dacă, da, aici are, v-am spus, dreptate Solzhenitsyn. Nu te pot eu face bine pe tine de boala ta cu sănătatea mea. Îmi vorbești mie de mediu când întotdeauna un țăran român a avut grijă de mediu. Da, categoric că s-au zmucit la cap și că, cum să spun, gândiți-vă ce se întâmplă, și cu asta termin, pe litoralul bulgar, sub autoritate germană. Ce câștig a fost. Nu sunt în stare, Dumnezeu, să gestioneze, Dumne, un litoral. Eu când i-am spus, l-am urât ăsta, zic, domnule, viceprefect, nu știu ce e omul ăsta. Vis-a-vis e Trabzonul, la Turcia, eu am fost invitat de onoare. Ce au făcut din orașul ăla, Festivalul Mării Negre? Vreau și eu să fac în România, la Constanța. Lasă-mă, Dumne, cu chestii de genul. Dar cu ce chestii să te iau? Dacă ăia, Turcia, au făcut un lucru minunat, vis-a-vis.
Este exact cum se traversează Marea Neagră pe partea altă. Adică eu nu pot să fac proiecte în țara mea. Ai tu treaba, mă, amărâtule. Cu ce să faci tu treaba? Că furi, că faci... Dom'le, vreau să fac un proiect. Eu gândesc, eu îmi imaginez România ca pe o forță spirituală. Nu mă oprești dumneata pe mine. Eu sunt, când se pune capacul la coșciuc, nu-mi iau adio de la comunitatea europeană. Eu sunt în brațele lui Dumnezeu. Eu îmi declin responsabilitatea în fața lui Dumnezeu de când mă nasc și până mor. Lucrul ăsta nu se poate lua. Pe mine nu m-am mântuit cu drepturile omului când se stătea în pușcării. Când eu aplaudam la congrese, voi ce faceți? Ați avut dumneavoastră timpul ăsta UTC, PCR, pe la ședințe, când cronofagii ăștia ne mâncau nouă timpul? Ai avut dumneata experiența mea? Vii pe lângă un om cu niște traume. Noi suntem o generație traumatizată și din spate împinși de o generație nouă, săracii care sunt supuși la cele mai mari presiuni. De asta am spus, mare atenție! Nu putem să-i căsăpim cu rigurile noastre, ci putem să-i adunăm cu credința noastră aia, cum a zis domnul profesor, firească, să vadă, să-și vadă tatăl în anumite situații. De-aia eu cer fiului meu, ai grijă, uite, m-au chemat acum la chestia asta, ce zici? Să mă duc? Eu zice, la aia da, la aia nu cred că ai ce căuta. Deci, uite, eu așa cred. Să construim dinpreună. O fofurează din asta mică, te reconstruiești. Dar și noi trebuie să-i dăm. Cu atenție! Nu trebuie bigotizată toată treaba asta. Și așa biserica este condamnată de talibanism, de tot. Nu vedeți că este câte un caz din ăsta. Nu este pădure fără uscături. Se întâmplă. Au, ce-a făcut din el, domnule? Caz extraordinar. Dar de ce nu zici tu că biserica a fost liantul neamului ăsta? Că a fost, da, există cazul. Eu nu vorbesc cu două săptămâni de faptul că un copil de 10 ani și-a împușcat toți colegii în liceu. Nu fac din cauza, cu toate că, știi, am să mai spun o chestie, mare atenție. Știți ce înseamnă clasa politică din România pentru mine? În termen general, respectând dreptul cât un om, doi care sunt pe acolo rătăciți și care s-ar putea să fie și bun creștin și de bună intenție săraci. Chiar am cunoscut dintre ei. Dar, în general, această clasă politică, mai ales din 99 până acum, sunt exact ca în experimentul acela american și cu asta termin, care s-a făcut. Le-a proiectat pe perete la niște oameni normali, pe diapozitiv, niște cuvinte. Creion, masă, scaun, pahar, cuțit, cadavru, boxă. Și a zis, care e cuvântul care va afecta cel mai tare? Și toți au zis, nu, cadavru. La cuvântul cadavru toți au reacționat. Și au chemat criminali în serie. Și criminali în serie la aceleași cuvinte au reacționat. Și că pe mine m-a impresionat ceva, creion. Pe mine masă. Ăștia sunt. Dacă le scanezi în față, țară, neam, celălalt, nu reacționează. Reacționează, Jeep, Pipera, Elveția, Cont, VIP. M-ați înțeles? Bani. Nu e celălalt. Țara. Face și la copilași, țara, nu? Nici ăla, că și ăla moștenește. M-ați înțeles? Asta este realitatea. Cu dragoste, Doamne ajută! Știți ce scrie pe cartea asta? Mamă, ai grijă!